La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu, mii de mulțumiri că faceți acest lucru, cu mulțumiri trebuie să le adresăm și prietenilor noștri de la Orange, cei care întotdeauna susțin pasionații de sport. Dragi prieteni, înainte de generația de suflet cu care ne-am obișnuit acum 2 luni de zile la campionatul european, a mai existat, probabil că vă aduceți aminte, o altă generație de suflet. Mulți dintre jucătorii de atunci, ajungând în această generație de suflet, vorbim de cea de acum 5 ani de zile, cea care a fost la atâta să ne scoată în stradă, dacă nu cumva ne-a și scos, vorbim de acel campionat faimos, europeanul de tineret. Ei bine, invitatul nostru de astăzi a făcut parte din acea generație, a marcat acolo, dar mai mult decât atât a jucat și la FCSB și în campionatele de afară. A venit astăzi pentru a depăna amintiri, nu vă zic nimic mai multe, Adrian Adi Petre. Salut, Adi, și bine ai venit. Bine te-am găsit. În primul rând, întrebarea aia, știi, de bătrân din Cismigiu. Ce mai faci? Ce mai fac? E o întrebare grea. În momentul de față, da. Nu știu cum să o dau, cum să o zic, cum să o spun, dar mai bine zic de la început, ca după aia să ne bazăm toată conversația pe chestia asta. Ai să vin aici să dau în exclusivitate vestea asta. Am decis... Greu. În ultimii 2 ani au fost haotici din toate punctele de vedere, atât fotbalistic cât și psihic. Cât și... și am luat decizia ca să nu mai continui în fotbal. Stai un pic. Da, știu că sună puțin ciudat când te gândești, băi, ești tânăr, ești... 26 de ani. 26 tu ești de februarie 98. Da, da. Mulți înainte. Mulțumesc. Stai un pic, că... Ok, nu e o veste pe care să o iei așa, da, Adi, și ce, și treci la următorul, ce faci, și da. Ce, da, și următorul. Păi, hai să vorbim despre altceva, nu. Deci ai decis să te retragi din fotbal? Din fotbal, da. Au fost mai multe cauze ce m-au dus la decizia asta. În primul rând de sănătate, pentru că din 2 ani de zile am fost chinuit, practic, de o hernie foarte gravă. Dar și din alte... considerente și din alte motive, pe care o să le explicăm mai mult și mai în detaliu pe parcursul perfect, da, acum știi că e un pic mai greu, știi, acum ne-am... Da, asta este, nu sunt primul, cred că nici ultimul. Cale de întoarcere nu mai există, nu? Nu mai există pentru că s-a ajuns într-un punct în care ar fi aproape imposibil să ajung din nou la un nivel foarte ridicat din cauza problemelor fizice. Nu, din altă natură, nu. Hai psihic, să nu... Iartă-mă, hernia asta, deci tu suferi de ea? Da. De 2 ani de zile sau mai de mult? De 3 ani, de fapt, am fost diagnosticat cu chestia asta. În 2 ani de zile am fost chinuit de ea, adică un an de zile nici nu știu cum am, practic. Dar mi-au spus că n-am făcut remeneu, am făcut controle, mi-au spus că tu ai de ceva timp. Mai aveam niște dureri, dar nu foarte grave. În schimb, în ultimii 2 ani, la un anumit interval de timp, apăreau niște dureri groaznice. Nu puteam să mă ridic din pat, nu puteam să fac absolut nimic. Stăteam 2-3 zile la pat și trebuia să fac cumva să trec peste chestia asta și să mă duc să mă antrenez, să joc, să fiu 100%. Ce am urât cel mai mult în viața mea și în cariera asta a fost să spun că nu pot. Bă, poți să joci mâine, poți să te antrenezi și să spun nu pot. Mă simțeam vinovat, mă simțeam ca și cum, nu știu, foarte, foarte rău mă simțeam când spuneam chestia asta și ziceam de multe ori sunt bine. Chiar dacă eu, după antrenament sau înainte, eram cu injecții. Deci tu te mințeai pe tine în primul rând. Exact, mă mințeam pe mine, eu știind că, de fapt, bă, nu sunt 100%, clar. Dar trebuia să fac cumva să fiu, să par măcar că sunt 100% ca să nu zică lumea că uite-l ăsta s-a dat accidentat. Nu mă pricep la domeniul medical, ea nu e operabil? Adică nu se poate? Sau ce se întâmplă cu hernia asta? Din ce știu eu, pentru că m-am documentat foarte mult și am încercat în ultimii 2 ani, am încercat să o rezolv cumva de tot, dar nu e o boală, nu pot să spun că e o boală, e o problemă pe care poți să o operezi când e în punctul de a fi operat, dar eu nu aveam chiar atât de gravă încât să zic să fie operabilă. Recuperarea durează foarte mult și nu-ți garantează după că nu-ți revine. Asta e problema care m-a făcut pe mine să zic, bă, n-are rău să o operez. O operez, stau 4-5 luni să-mi revin. Și după o lună apare iar în altă parte sau pentru că sunt foarte multe discuri acolo care pot să-ți facă rău. Și nu era operabil, trebuia să trec multă fizioterapie, masaj, injecții, bla bla bla, le-am făcut pe toate, foarte multe meciuri am jucat în ultimele 2 ani și antrenamente cu injecții. Și am zis, băi, merge din ce în ce mai rău, oriunde mă duc lumea zice, bă, ăsta nu vrea să joace, ăsta nu vrea să antreneze, ăsta n-are chef. Lumea neștiind problemele mele.
nu puteam să mă duc nu să ne ascundem, asta e impresia, adică să nu fim ipocriți. Știu, asta știam și vai, eu. Vai, nu. Asta e impresia. Exact, știu, mă uitam și eu la meciuri, mă uitam la antrenamente, mă uitam pe datele fizice, mă uitam și nu eram eu. Titlurile din presă sunt date și de așa natură încât să suscite interesul, chiar dacă ele uneori exact. Nu sunt adevărate. Da, știi? Da. Dat afară de, gonit exact. De la. Exact. Așa? Da, tu da, citești da. Astea. Da, le eu, citești, familia normal. Mea, oamenii din jur care cunosc clar. Situația mea, le citesc, nu? Și văd și atunci se oftică, se supără, se... Eu am învățat să trec peste chestia asta, adică să nu mai afecteze chiar atât de mult, dar tot te afectează, nu? De exemplu, nu mai urmăream nicio știre, absolut nimic. Am scos de pe tot, ca să nu mai văd titluri cu mine. Dar îmi trimitea un prieten, îmi trimitea familia, uite ce au zis de tine, uite, păi nu mai îmi trimiteți, nu vreau să mai văd că știu ce urmează să scrie în articolul respectiv. Cariera mergea tot mai rău în ultimii 2 ani de zile. Când încercam să revin, munceam mai mult, mă duceam la sală cu antrenor personal, mă lua problema. Deci tu ai avut durerile astea cel puțin de 2 ani de zile constant. Constant, da, când încercam. Nu sunt răspunsuri ușoare, știu, adică în sensul că nu cred că îți face plăcere să vorbești despre treaba asta. Mă trebuia să spun la un moment dat, nu? Ca să știe lumea, să știe corect. Toată lumea. Aici e bine ceea ce ai făcut și îți mulțumesc, da. Da, și am zis că vin la tine și spun la tine, să nu apară în altă parte, după aia să aibă... Mii de mulțumiri, dar nu e... Și să o preia... Nu vreau să fiu ipocrit, îți dai seama că mie îmi place, dar e foarte greu să faci click-uri dintr-o durere a unui om. Știi? Că exact. Tu intenționezi acum, eu intenționez acum să fac click-uri pe baza bine, faptului că... Podcastul ăsta nu e despre, doar despre corect, chestia asta. Adică corect. Asta a fost începutul ca să știm de unde plecăm și cum formăm tot corect, podcastul. Corect. De aici plecăm. Eu am spus chestia asta să se știe de la început, să o lămurim, să spun de ce. N-a fost nicio secundă ideea, vorba ta cu apropiații, cu familia. Dom'le, hai să încercăm să operăm. De ce? Pentru că nu știi că e 100% vindecabilă, exact. Nu? Exact. Cunosc un caz, un fost coleg din Grecia, exact aceeași problemă a avut ca mine. S-a operat, a stat 4 luni în recuperare și când a revenit avea dureri groaznice, mai mult decât avea înainte. Și a zis, băi, mai bine nu mă operam, mai bine stăteam așa, îmi făceam cumva, nu știu, rezolvam altfel. Deci am luat-o și de acolo, din experiența lui, eram lângă el și îl vedeam cum sufer, nu putea să miște. La fel și nu puteam să mă dau jos din pat, nu puteam să alerg, nu puteam să fac absolut nimic. Câteva zile când mă luau. Când mă relaxam, ok, dar pierdeam o săptămână, două din pregătire. După aia încă o săptămână, două, să-mi revin. Pierdeam o lună de zile minim, adică cel puțin 3-4 meciuri, le pierdeam din cauza asta. Vezi, acum e explicabil parcursul tău din ultimii exact, 3 ani, nu știu, în acest moment. Cred ce s-a întâmplat, că depresie, că nu există așa. Ai ceva. Fost în depresie? Nu, niciodată. Am avut probleme la un moment dat cu atacuri de panică, anxietate, dar n-am fost niciodată în depresie, ca să zic, bă, nu, n-am fost. Din n-am fost așa cauza grav. Problemelor de sănătate. Exact. Ca să o lămurim, adică nu depresie din alt motiv. Nu, niciodată. Din cauza acestor probleme de sănătate. Exact, și nu știam cum să o fac, bă, trebuie să fac cumva să o rezolv eu personal să nu știe nimeni de chestia asta. Pentru că nu puteam să fiu, acum probabil că dacă o să vadă lumea o să zică, bă, ăsta a venit, a păcălit cluburile, știa că e accidentat. Nu. Niciodată nu m-am dus la un club direct accidentat. M-am dus la un club când eram sănătos. Pentru că am avut teste medicale, fizice. Te prindeau, cum se zice, adică te prindeau dacă voiau, știi, dacă erai paradit. Exact, dacă eram chiar așa, în prima zi vedea, bă, tu nu poți stai drept. Ce sunt faci? Cluburi mari. Varan, de exemplu, n-ați putut semna acum cu cei de la Como. Am văzut, da. S-au așcat un meci printr-o chestie supercupă, nu știu ce cu tare, și după aia a zis, băi, nu. Da. Și ăla Sesc vrea să facă trup acolo, dar n-a putut cu el. Exact. Adică sunt și la case mai mari sunt. Numai că asta e greu de depistat, să spun așa. Pentru că dacă ai o ruptură musculară, e clar. Nu poți stai alegi, 5 nu poți... luni da. Sau cât trebuie, 3 luni. Bă, să zici că hai că poate treci peste. Dar chestia asta treceam peste. Adică până la urmă m-a lăsat durerea pentru că stăteam în sală mult. Injecții, masaj, fizioterapie, kinetoterapie, toate terapiile le făceam. Dar nu ăsta e scopul, să stai... Exact. Asta zic, bă, trebuie să trăiești. Am fost la cel mai bun doctor din Grecia, în Atena, unde merg absolut toți sportivii care au probleme de genul spate, genunchi. Și așa mai departe, olimpicii și jucătorii de basket din Grecia și asta merg la el. Am fost acolo, am stat o săptămână, m-am cazat în Atena și ziceau, păi dacă vrei să dau o injecție în coloană ca să-ți ia durere. Zic, păi bun, și îmi ia durerea pe loc, da, ți-o ia o perioadă, nu o să mai simți nimic. Ea e acolo problema, dar nu mai simți tu. Și păi da, dar nu se agravează în timp, într-un an, doi. Ba da, se agravează, dar tu trebuie să, pe moment, trebuie să performezi. Și azi nu e opțiunea asta cu injecția pentru că n-are rost. Mai bine hai să o facem cumva, să o rezolvăm prin alte metode, nu? Adică bine, stai 5 zile la mine, te fac, îți fac masaje, îți fac absolut tot, stăteam câte 2 ore pe zi la el acolo, fizioterapie, kinetoterapie. Și mi-a trecut, în 5 zile mi-a trecut. A fost
chiar foarte mulți, m-am dus înapoi, bă, sunt pregătit să joc. Eram în Grecia. Sunt pregătit să joc. Se schimbase antrenorul între timp. Da, mai stai o săptămână cu preparatorul fizic. Da, sunt pregătit, nu mă mai doare, lasă-mă să intru cu echipa. Nu, nu, stai cu preparatorul fizic. Am mai pierdut 2 săptămâni cu preparatorul fizic, am mai pierdut 2 săptămâni cu echipa, până să vadă el că sunt ok. Deci am pierdut, când m-am dus în Grecia, după o săptămână, am pierdut 2 luni din cauza asta. Între timp s-a schimbat antrenorul, bla bla bla, 2 luni. Revin după 2 luni să fii la nivel maxim. Când ei n-au stat pe locul echipierii, s-au exact, dus întreba lor. Exact, 2 luni trebuia să revin la nivelul lor. Adică mă antrenam de 2 ori pe zi, de 3 ori pe zi, sală, toate nebunii, să fiu la nivelul lor. Și a fost destul de greu să performezi din cauza asta. Acolo a fost cea mare problemă în Grecia cu spatele. Și de acolo s-a și rupt cariera mea, dacă te uiți și dacă vă uitați din Grecia, de momentul în care am ajuns în Grecia, de când am plecat din Grecia, de fapt, s-a dus, toată cariera mea s-a dus tot mai jos. Deci tu spuneai pe românește că cariera lui Adi Petre se împarte în două, prima parte până în 2021, da, când apare acest... Până atunci nimic, nimic? Nimic. Mai aveam dureri, pentru că fiind înalt, da, de mic, te rungi spatele, am avut probleme, am avut scolioză, mi-a refăcut-o, când eram mic, ok, mi-a mai revenit. Dureri n-am avut. Duceam un campionat întreg fără dureri. Ceea ce... Bun. Acum mi se pare ceva wow, da, când stau să mă gândesc. Dacă ar fi să acum un antrenament nu pot să duc fără dureri. N-am mai avut de 2 ani de zile, am avut un antrenament fără dureri. Și durerile astea unde sunt? La zona, în zona lombară, la spate, la unde sau cum? E tot... Zona lombară, fesier, abdomen, am avut și o pubalgie din cauza asta, pentru că era foarte slăbit. Abdomenul... Dar hernia asta așa pentru pietonul de pe zebră, ce înseamnă? Se tasează niște coloane, niște sau exact, apar tasează niște... Exact, și apar între vertebre, sunt niște discuri, da, ca un zgârci. Da. E, și ele când sunt foarte tasate, ies puțin din coloană. Am văzut, mi-a arătat cineva, da, iartă-mă, pe un schelet, când apăsa ieșea așa ca exact, o gumă, exact, ca un balon pe care nu umflam când eram copii asta mici, nu? Problema, da, balonul, da, ăla de gumă. Da, ieșea acolo când apasă pe când niște apasă chestii. Pe toate pe... nervi, ligamente, tendoane, absolut tot. Și se declanșează o reacție în corp când mușchii se strâng, că văd că ceva nu e în regulă. Se strânge abdomenul, lombarul, fesierii, tot, și stai încordat, nu poți să te miști, nu poți să faci nimic. N-ai cum să joci, n-ai cum să nu fii. Nu poți să te dai jos din pat, nu puteam, da, să mă dau jos din pat. 3 zile stăteam în pat, mă rostogoleam, vreau să mă dau jos din pat. Nu puteam, da, să te ridici din abdomen cum te ridici normal. Mă rostogoleam, puneam piciorul jos, deci îmi lua vreo 2 minute să ajung la baie, să mă dau jos din pat. Și eu trebuia să mă duc să... Da, să performezi. Știu că nu-ți face plăcere, dar mai ți-aduce aminte prima zi când ai simțit asta sau primele zile? Că n-a fost ceva, da, cu care să mergi din copilărie. Dom'le, da, te-au anunțat niște medici la 14 ani, băi, adică vezi că o să o duci așa, o duci. Da, da, știi? Adică prima zi în care... Da, mi-aduc aminte, eram la Faro și era cu o zi înainte de meci, trebuia să vei mergi la voluntari. Deci mâine era meci. Mâine era meci, era antrenamentul cu o zi înainte de meci, care nu e un antrenament greu. Toată lumea, da, știe, că ai meci mâine. Ușor, ok, de reacție. Simțeam înainte de antrenament că era puțin încordat. Se forma, uite, eu aveam probleme mari când era sezon ploios. Când din cauza roi. Asta sau alte probleme? Atunci mi se agravau problemele, durerile. Când era sezonul ploios. Exact, pentru că se făcea noroi, era foarte moale terenul, aluneca, erau mișcări mult mai... Da, înțeleg ce zici. Așa. Mai de dans, din păcate. Da, aluneca, te încordai, te astea și solicitam mult mai tare spatele. Și aveam antrenament, aveam un careu 5 contra 2, 6 contra 2, cum se face. Simțeam înainte antrenament puțin că încordat. M-am dus la masaj, mi-am făcut ok, încălzitor. Am ieșit, am făcut încălzire, simțeam la încălzire. Bă, ceva nu e ok, nu mă simt bine. Am făcut... Deja era, iartă-mă, la încălzirea la de meci. Nu, cu o zi înainte. La încălzirea de la antrenament. Exact. Ok. Facem acolo careu și când mă întorc, am și alunecat puțin, mi-a alunecat piciorul de sprijin și m-am întors, așa am rămas. Mi-a luat aerul, mi s-a tăiat dintr-o dată, zici că mi-a băgat un cuțit în spate. Am avut noroc că era doctorul, masiorul lângă mine și m-am tras puțin în spate și zic, pune puțin încălzitor că m-a rupt, nu mai pot să respir, mă doare, gata, spraf. Pe ce? S-a blocat spate, nu mai pot să mă mișc. M-a dat cu încălzitor să nu vadă nimeni. Eu aveam meci a doua zi. Trebuia să tac, nu? Era domnul Hagi, erau toți, se uitau pe cine vrea să joace. Cu o zi înainte de meci, ce te gândești? Bă, ăsta îi supăra că n-a jucat meciul trecut, că nu știu ce, poate acu nu vrea să joace, nu? Acum te apuca, mă, și pe tine durerea exact, de spate. Exact, cu o zi înainte de meci, până acum nu te durea, nu există. Domnul Hagi avea o vorbă, nu există accidentare de o zi. Adică dacă tu spui azi nu pot și mâine pot, e clar că n-ai avut nicio problemă. Ori ești rupt, ori ești rupt carte, și stai, da, bă, mă doare, stai 2-3 zile. Și atunci am zis, bă, nu pot să zic, trebuie să tac, să înghit, bă, asta e, îmi revin eu. Că am avut dureri și îmi treceau. A doua zi treceau.
Îmi face masaj repede, îmi dau o pastilă pe loc, o Arcoxia, un Midocan. M-am luat la pastile de... Am ficat pastilat în ultimii 2 ani. Am făcut antrenamentul, dureri groaznice în timpul antrenamentului, dar l-am făcut. Cum l-am făcut? Ajung în vestiar, mă așez, pune lotul, eram în lot, tot ok. Vreau să mă ridic, să mă duc la baie. N-am mai putut să mă ridic. Nu puteam să mă îndrept. Mă umblam, dacă îmi dădea un baston, zici că eram un bătrân de la de 100 de ani, cu bastonul și stă cocoșat și vreau să nu puteam să mă ridic. Colegii râdeau că ziceau, bă, ești bătrân, că nu, chestii de genul, na. Că nu, dacă nu ai trecut prin așa ceva și n-ai avut durerea asta, nu poți să-ți dai seama cât de mult te poate doare un spate. Te doare spatele, ok, nu te doare genunchiul, nu te doare... Zic, bă, nu pot, mâine nu pot. Vine secundul, domnul Angel, zice, bă, am auzit că te doare, ce? Zic, da, dar cred că o să-mi revin până mâine, că am avut dureri și-mi revin. Îmi fac un tratament, o injecție, îmi revin. E și greu de explicat asta. Cum să explici, să zici că, bă, nu poți să ajungi în cauza asta? Păi ce? Aici nu știam încă ce am. Încă da. Nu pusesem la diagnosticat. Da, era ceva ce s-a blocat. Exact. Și zice, bă, pot sau nu? Zim, pot sau nu? Și zic, nu pot. Bă, nu pot. Nu știu dacă îmi revin, mai bine las pe altul. Mai bine, nu pot să joc. Atunci a corect fost prima dată. Aici. Corect. Două zile m-am ridicat din pat. Am ajuns acasă, m-am pus în pat. Două zile am putut să mă ridic din pat. Mă ridicam, luau 5 minute să trebuia să mă sprijin de toate ce găseam pe acolo ca să pot să mă duc la baie. Ți-ai dat seama ce se întâmplă? Nu știam că te sperii clar aici, adică da, zic, bă, ce se întâmplă? Cât mă ține? La cap ca lumea. Exact. Cât mă ține durerea? Nu știai cât te ține durerea? Mă lasă, nu mă lasă, ce e? N-am mai avut niciodată senzația asta. Și două, trei zile m-am dus la tratament, am fost mai ok cât de cât și am zis, bă, trebuie să mă duc la un doctor, să văd ce am, hai să mergem. M-a luat kinetoterapeutul de la Faru, hai să mergem să facem RMN. Am făcut un RMN, după câteva zile am mers la doctor să vedem ce e vorba și zice, clar, uite, arăta pe imagini, ai discul ăsta ieșit, hernie, protruzie, mă rog, protruzie, nu știu cum se cheamă, o hernie. Zic, bun, și eu ce trebuie să, cum repar, cum, bă, cu asta nu prea poți să repar, cu asta trebuie să înveți să trăiești cu durere. Asta a fost ce mi-a spus prima dată. Pe cum? Cu durerea asta eu nu pot să joc, nu pot să fac nimic. Sunt pastile, tratamente, vitamine, fizioterapie, kinetoterapie, au dat toate astea. Zic, bine, le fac. Asta iartă a fost prima dată. 26 minus 3, 23 de ani. La 23 de ani, să hernie, e puțin... Cade cerul pe tine în momentul ăla, exact. Sincer. Exact, da. Cade. Da, pentru că nu știi de unde s-o apuci. Cum s-o apuci, cum s-o faci, bă, la 23 de ani ziceam la lume, bă, am hernie. Bă, cum, bă, la 23 de ani tu ai hernie de disc, ce ai făcut, ce ai ridicat? Vorba ta sună sinistru așa, dar o accidentare, o mână, un picior, zic, domnule, stau 3 luni, exact, știi de pun un gips, un ceva, da, o trece, atelă, gata, asta cât timp revin, mă, în 5 luni, ok. Da, dar asta... Asta a fost problema, de atunci a început. Asta a fost 2021 toamnă, când am avut... prima dată. Am trecut, am stat o lună, am revenit cu gol, am început să... Adică a fost ok, am trecut peste. Toate cu injecții și cu medicamente și cu pastile, vorba ta pastilat. Și foarte multă fizioterapie. Fizioterapie. Exerciții, posturi, să întăresc abdomenul, să întăresc spatele. Asta care după ce au trecut durerile. Că nu era rău, nu? Nu. Asta nu a fost rău, da, e clar. Dar trebuia să aștept să treacă durerile. Nu puteam să fac abdomene, că nu puteam să mișc. Și durerile cum treceau? De la pastile și de la injecții? Sau cum, masaj, sau... kinetoterapie, tot felul. Ah, deci nu treceau natural. Nu stând. Am tras mult. Am tras 2-3 săptămâni cu dureri până să pot să fac ceva. Abdomene, posturi, exerciții, ca să nu mă doară. Trebuie să ies din nou la alergat ușor, să nu fac mișcări bruște. Adică a fost, la început a fost ceva... Nu mă pricep, chiar nu mă pricep. În fotbalul românesc, de exemplu, sau în sportul românesc, există cazuri din astea. Ne-ai spus de grec, dar știi, de exemplu, de unii care au avut problemele astea și au trecut peste sau care s-au lăsat din cauza asta, se cunosc cazul, nu știu. Că vorba ta, la 32 de ani, ziceai... Da. Asta e cariera, mulțumesc frumos, sau la 30. Nu cunosc la 23. La 23 să... Nu da. Ți-e simplu să zici, gata, mă. Da, da. De aia nici n-am spus. Am zis, bă, o trec așa, trăiesc cu ea, nu știu ce. Dacă ar fi fost să nu mai am dureri de atunci, ok, nu avem niciun fel de problemă. Probabil cariera ar fi arătat altfel, aș fi ajuns la alt nivel, dar... Ok, tot anul la Faro l-am dus, din momentul ăla n-am mai avut dureri la Faro. Pentru că zi de zi în sală, zi de zi lucram... Știam ce am de făcut, toată lumea știa problema mea, știa cum să mă ia, cum să-mi dozez efortul, bla bla bla. Tot sezonul am dus afară ok, cu goluri, cu intrare în play-off, cu obiectiv îndeplinit, bla, bla. A fost totul ok după faza aia. După aia m-am dus în Grecia, acolo a fost, de acolo a fost, s-a rupt cariera.
în momentul în care pleca de la Farul, părea că jucăria funcționează. Exact, revenise, mai scârțâia, mai așa, dar vorba ta, mai ungeai. Nu mai aveam deloc. Adică bun, și în Grecia de ce s-a accentuat? Pentru că așa e, așa a fost să fie? Adică n-au fost motive anume, nu? Nu am un motiv pentru care s-a ea se agrava oricum. Exact. Adică și dacă te-ai fi dus la... Oriunde, probabil. Uite, probabil terenurile de acolo. Sau făcusem sală. Mi-aduc aminte, m-a luat în Grecia, venisem de o săptămână și au zis, bă, până să te punem la punct puțin cu echipa, cu asta, o săptămână de zile, adică primul meci nu-l joci, era meci cu Panathinaikos, primul meci. Zici, bă, nu-l joci, până te obișnuiești cu echipa, vii la meci, te uiți. Uite, asta vreau să-ți cer, antrenorul m-a luat în vestiar, uite, asta cerem la atacant, asta o să faci tu, bla bla bla. Adică tot era ok. Civilizat, exact. Cum trebuie, cum e profesionist. M-a antrenat separat, nu era niciun fel de problemă. Ca să-i ajungi din urmă cum ar veni sau să intri... Nu pierdusem fizic pentru că venim de la Farul cu sezon, deja jucasem 3 meciuri oficiale la Farul până să merg acolo. Corect, da. Dar eu consideram probabil până mă obișnuiesc cu nivelul, că am să mă văd și ei cum sunt, hai să nu-l băgăm chiar din prima. Ok, da. Nu, să-și nu-l știm, nu-l cunoaștem, hai să vedem, nu? O săptămână se pare preparator, mai intram la posesii, mai intram la jocuri, tot ok, niciun fel de problemă, vedeau că sunt bine, mă simțeam bine cu echipa, cu asta. Și au avut meci cu Panathinaikos, următoarea zi, cei ce nu au jucat, forță, da, făceai mai mult decât ceilalți care au jucat. Și am făcut un exercițiu de forță, pe care de atunci nu l-am mai făcut, dar atunci a fost să fie. Niște genuflexiuni cu greutăți în mână, cu sărituri. E clar că te trag greutățile în jos, apăsau pe spate. Când săream și aterizam, și am simțit la spate. Zic, ma. Fix acum, când deja următorul meci trebuie să fiu titular. Ce fac eu acum? Am simțit durere, zic, mi-am adus aminte de ce s-a întâmplat un an în urmă la Faro, exact aceeași durere. Și mamă, sper să nu mai ia la fel durerea că am belit. Nu știu ce fac. Ce fac? Dacă mai ia durerea, ce fac? Am dus antrenamentul așa, tot timpul mă luau înainte de antrenament. Asta era problema. Nu mă luau după sau după zi. Înainte de antrenament, că trebuia să duc tot antrenamentul așa. Îl duceam așa, s-a agravat mai tare, că nu te opreai, s-a agravat, dureri mai mari. Cât era încălzit, zici că era ok, cât era spatele încălzit. Când mergeam în vestiar și să mă ridic, să sărăcea spatele, la fel, exact aceeași durere. Am ajuns că stăteam la hotel atunci, m-am pus în pat, nu mai puteam să mă duc la baie, nu mai puteam să mă duc la să mănânc, nu mai puteam să fac absolut nimic. A doua zi trebuia să fie antrenament dimineață. Dimineață, n-am dormit toată noaptea. Nu puteam să mă întorc de pe o parte pe alta, să dorm. Când mă întorceam, mă trezeam de dureri. Nu puteam să dorm. Am început să plâng. În seara am început să plâng de dureri. Și de ciudă și de... Acumulată toate. Exact, toate. Era în Grecia. În Liga 1, trebuia să joc, să urmea, nu mai știu ce meci urma, dar juca cu Panathinaikos, urma în Liga 1 să joci, adică titular, totul era spre bine. Și la 5 dimineața sun pe doctor, zic, nu pot să dorm, mă rupe spatele, praf. N-am cum să vin la antrenament. Au trimis un doctor cu injecția, să dăm injecția. Am dat injecția la 5 dimineața, mi-a făcut masaj, mi-a făcut, hai să vedem dacă pot sau nu. Pe 3-4 ore. Zic, n-am mai dormit de atunci. La 9 dimineața mă sună, cum ești? Nu. Nici o șansă. N-am cum să mă ridic din pat. Au venit, m-au ridicat din pat, cu ajutor. M-au dus în mașină, am intrat în mașină, nu știu cum am ieșit din mașină. Nu puteam să ies din mașină, trebuia să mă ridice, nu știu cum. M-a dus la doctor, tratamente, injecții peste injecții, tratamente, tot felul de prostii. Am stat, cum am spus, o lună. Am revenit. Am început să fac. M-a luat iar durere. Deci noi intrasem cu echipa, am făcut preparatorul, făceam sărituri, făceam ca să-mi revin și m-a luat iar durere. Exact la fel. Iar am început să plâng de oftică. Uite, am stat o lună, am zis că-mi revin. Iar m-a luat durerea, mai stau o lună. M-au trimis, s-au sunat la Atena, m-au rezolvat la Atena cu tratamentul, m-am dus, am făcut, în 5 zile, nu știu cum, m-a rezolvat, am fost tot ok, am venit, se schimbase antenorul între timp și da, s-a gândit omul, bă, ăsta de 2 luni a stat cu spatele, hai să-l băgăm cu preparator. Am stat, bă, dar pot să intru cu echipa, lasă-mă să intru cu echipa, m-am dus în vestiar și am zis, lasă-mă să mă duc cu echipa. Că nu riscăm, că m-a luat cu vrăjeală din asta de... Eu simțeam că ceva nu e ok. N-aveam credere, probabil, nu știu, abar n-am la ce se gândea omul. Era antrenor nou, un bosniac,
nu mai antrenase Liga 1, era, nu știu, în fel. Acum poți să-i dai și lui un picuț credit, știi? Că, da, dacă te pui în locul lui, da, știi? Poți să-i spui, băi, ăsta de două luni s-a antrenat, a avut dureri. Nu poți să-l bagi titular mâine. Dacă îl bag titular, se accidentează, ce fac? Pierd o schimbare? Pierd... Adică sunt multe la care se gândesc, da, ca antrenorii. Da. Nu poți să-mi vinuiesc pe noi. De afară ne, nouă de afară, da, ne e ușor, dar de acolo nu mai e așa. Da. Simplu. Și multe meciuri am fost în afara lotului din cauza asta. Am revenit, am jucat foarte bine primele două meciuri. Chiar prima victorie a sezonului a echipei a fost când eram eu, când am fost titular. Am jucat foarte bine, am jucat cu Olympiacos, contra Olympiacos, am jucat foarte, foarte bine. Toată mi-era mulțumită, tot ok, bă, gata, ți-ai revenit, de acum gata, joci, meci de meci, toată lumea, patronul, toată lumea fericită. Bun, plecăm în vacanță, că era campionatul mondial atunci când s-a jucat în Qatar și a fost perioada aia de două săptămâni de vacanță ce am avut-o noi. Pe finalul anului. Da, în toamnă. Ceea ce a fost foarte ciudat pentru noi, că noi obișnuiți vară-iarnă, să ai pauza în noiembrie, te-a dat puțin peste cap. Da. A fost o săptămână, am venit acasă, când m-am întors, am avut un cantonament, mini-cantonament, și vine antrenorul și zice, nu prea m-aș mai baza pe tine. Păi cum, am plecat ca titular, meciuri bune. Toată lumea mulțumită, patronul, toată lumea mulțumită, îmi spunea, bă, gata, ne-am găsit, nu știu, nu vreau să mă mai bazez pe tine, fără nicio explicație, mă duc la director. Bă, ăsta, uite ce mi-a spus antrenorul, pe cum să spun așa, pe n-are cum, că vorbim cu el, stai să vorbim, patronul, îl sun, bă, uite ce mi-a zis ăsta, nu vreau să mă mai bazeze pe mine, pe de ce? Că el ia deciziile, ca antrenorul, că s-a schimbat treaba foarte ciudat. Și foarte multe meciuri în afara lotului. Ai aflat în România apăruse că nu. În România apăruse că dezastru continuu, cu toate că atunci în perioada când au apăruse știrea, eu eram din cauza spatelui, în afara lotului. Lumea nu știa, nu m-a sunat nimeni să mă întrebe, bă, de ce nu joci, ce se întâmplă? Au apărut știrea și a trebuit să tac, nu? Că nu puteam să sun, bă, stai să mă cert cu ce. Am lăsat așa. Deci așa era cu dezastru continuu? Ceva de genul apăruse, da, că da, nu se revine, nu se regăsește nici acolo, că e lăsat în afara lotului. Da, dar lumea nu știe că am fost din cauza problemelor medicale în afara lotului. Ce am avut după a fost, nu știu, un mes sau două, când nu mai voia el. Dar după aia, prin antrenamente, că eram cel mai bun la antrenamente, am fost obligat să mă bage și am jucat din nou. Și la un moment dat zice, bă, nu te mai bag, nu mai vreau, meciul viitor vreau să joc cu altcineva. Ok. După aia trece o lună și îl sună patronul. Bă, bagă-l, n-ai cum să nu-l bagi. Uite cum se pregătește, uite, trebuie să-l bagi, n-ai cum, trebuie să-l bagi. Următorul meci trebuia să fiu titular. Și exact cum ți-am spus atunci la Faro, că nu puteai să-i zici cu o zi înainte de meci că te doare spatele, exact așa s-a întâmplat și atunci. Cu o zi înainte de meci trebuia să fiu titular. Adică eram foarte încântat, bă, joc în sfârșit, gata, joc toată lumea. M-a dat exact aceeași problemă, cu o zi înainte de meci. Am făcut niște sprinturi și când m-am oprit la un sprint, după ce m-am oprit la un sprint, s-a blocat spate, mi s-a tăiat respirația. Zic, asta a fost. Ți-ai dat seama, da. Știu că la antrenorul nu prea voia să mă bage, adică a fost chestia asta. Adică și patronul și-a pus puțin, cum să spun, și-a jucat puțin rolul, da, adică da, și-a pus obrazul pentru mine. Bă, bagă-l că trebuie să-l bagi. Și eu cu o zi înainte să mă accidentez și să zic, bă, nu pot, am ieșit din antrenament, nu mai puteam să mă mișc. Da. A sunat patronul pe impresar și zice, bă, voi ați venit aici doar să ne luați banii și au început cu chestia asta. Ați venit direct accidentați, să ne luați banii, să, că ăsta să preface, nu vrea să joace mâine, că e certat cu antrenorul. Ma. Au început cu chestia și am zis, da, ok. A doua zi m-am dus la și am zis, ok, dăm banii ce-mi datorez. Erau trei luni de zile în care nu am fost plătit. Dăm banii ce-mi datorez și am plecat. Eu nu stau undeva să-mi spui tu că țin și ți-au banii sau când era clar ce durere am și lumea nu știa, n-avea cum să știi ce durere am eu. Că ziceau, bă, ăsta se preface, sigur, nu, n-are cum. Fix cu zi înainte de mine să le-a durere. Da. Și am zis, ok, plec, chiar dacă riscam și știam, bă, risc, pentru că jucasem la Faro, jucasem în Grecia și nu mai puteam să semnez în altă parte. Și zic, trebuie să stau din februarie până în iunie. Asta e riscul. Dar nu puteam să rămân undeva unde zicea, tu nu te mai antrenezi cu echipa, o să te pun să antrenezi la 5 dimineața. Adică chestii de astea de intimidare. Da, prin parcuri, prin alea, să fac alea urâte. Da, nu îți mai dăm bani, cu copii, dată, 3 de la luni, echipa a doua, a treia. Să-ți depui memorii, să-ți iei banii și banii ținei într-un an, doi. Eu mai amințeam și am zis, bă, nu vreau, nu o fac din astea, nu-i genul meu. Dăm ce-mi datorez, nu cer nimic în plus, că mai aveam un an jumate de contract, puteam să cer ceva, nu? Da, dăm ceva să mai acoperi și anul la jumate. Am zis, bă,
eu nu am venit aici pentru bani, ți arăt că n-am venit pentru bani, îmi dai banii ce-mi datorești și am plecat. Și așa am ajuns să plec și să, cariera mea să o ia în jos din cauza accidentării și lumea nu știa cât de grav e accidentare. Dar vezi, uite, dacă s-ar fi întâmplat asta în fotbalul românesc, din păcate nu e, o chestie, nu e chestie pe care să o promovezi cu bucurie. Dar am fi zis, bă, asta e România, nu-l crede nimeni, ăsta a venit să le ia bani. Dar vezi că așa gândesc și cei din afară. Da. Că pentru că Grecia e un campionat ok, nu e în primele 5 din Europa, dar nu poți să spui că e un campionat slab. Da, da, da. Adică valoare cred că e mai bun decât cel din România. Și e deținătoare Europa League sau ce e acum, nu? Olimpiadă. Bun. Și cum arată stadioanele și cum vin oamenii așa. Și vezi și ăia se comportă la fel. Bă, ai venit să ne iei banii, ia-l pe ăsta și puși cu impresarul tău și așa mai departe. Unul nu vine să spună, bă, dar dacă ăsta n-a venit accidentat, că l-am fi prins la vista medicală, nu? Da, exact. Asta, la testele fizice. La testele, morea ăsta atunci. Puneam să alergăm, să sprintăm. Cum, ăsta i-a venit într-o vine rău? Sau da, exact, când nu vrea să joace, când abia așteptam să joc, mă duceam și mă plângeam că nu mă bag, vreau să joc, arătam că vreau să joc. E ceva ce nu, era el clar, vrea să joace și... Și cum, cu o zi înainte mi-a zis și din momentul ăla așa a început. Am stat 5 adică... luni, 4 luni, 5 luni fără echipă, fără joc, rit de joc. N-aveam de unde să iau, cu toate că mă antrenam singur, sală, alergări. Ce faci în momentele alea? Uite, poate sunt acum jucători. E greu ca tu să fii model în momentul ăsta pentru că ești un model, din păcate, vrând nevrând. Adică ești obligat să... Ce se întâmplă în momentul ăla în mintea ta? Ești fotbalist care a fost la un campionat european, da? Under, dar nu contează, care visa la echipa națională, care trecuse pe la două dintre cele mai bune echipe din fotbalul nostru, corect? Da. Care jucase mult în străinătate, o să ajungem și acolo. Da. Și în momentul ăla, tu ți-ai dat seama că e cam gata? Sincer. Bă, gata nu... N-ai gândit-o că... așa? Nu, n-am zis că e gata. Ziceam, bă, sunt tânăr, sigur îmi găsesc o echipă, îmi revin, trebuie doar să joc. Asta era la mine în cap. Să prind un an întreg, să joc meci de meci. Că joc 4-5, 90-60. Asta. Exact, asta era problema, că nu ține doar de mine. Și asta a fost și problema de până acum, pentru că n-a ținut doar de mine, asta e problema în fotbal. Da, băi, n-are voință, e derbede, o activitate exact, extra. Exact, da, și de unul care, de un antrenor care te aduce așa, cu jumătate de gură, că mai aude de la patron, mai hai să-l luăm, hai să-l facem, vede la antrenamente că nu ești ok, hai, las, îl bag pe altul. Asta a fost în ultimii 2 ani, asta s-a întâmplat la mine. Deci în momentul ăla nu cazi în prăpastie, ci din contră încerci, lasă-mă, că exact. Ok, stau 5 luni. Stau, care e problema? Vin, stau, mă antrenez, fac un cantonament de vară, semnez o echipă, fac un cantonament de vară, îmi revin, joc și gata, într-un an de zile ajung mai sus de unde era. Asta era la mine. Dar trebuie să te ajute și... Trebuie să ai cine să te ajute, exact. Dacă nu ai, în fotbal nu e ca la tenis. La tenis ești tu, singur, joci, bați, e ok. Dar la fotbal depinzi de alte persoane. E nevoie de psiholog persoane. În momentul ăla, întreb. Uite, eu am avut, am lucrat cu mental coach. Pentru, da, pentru că până acum 10 ani de zile te buvnea râsul că însemna că erai nebun. Da. Clar. Da, așa e. Cum o să ai nevoie de psiholog? Păi ce bun ești, știi? Da. Așa cum e. E, până au venit fotbaliștii, până au venit mari sportivi și astea, bă, că nu e așa. Toate marile echipe au. Da. Am lucrat cu un mental coach când eram în Danemarca, dar nu pentru că aveam probleme, ci pentru că vreau să progresez. Am adus un mental coach din România, a stat la mine câteva zile în Danemarca. Am lucrat exerciții, venea la antrenamente să vadă cum mă pregătesc, să-mi spună ce pot să... Adică a fost doar asta. Să progresez chestia asta. Din voința mea. Adică nu că mi-a zis cineva, cheamă-l pe... Nu, am zis eu, bă, uite, vreau să progresez și pe partea psihică, să fiu mai bun, mai puternic. L-am chemat, a fost tot ok. Jucase, îmi dădeam goluri. În Danemarca chiar a fost totul, cap la coadă a fost perfect. După aia, n-am mai lucrat, am venit la FCSB și când am plecat în Italia, am lucrat cu alt mental coach. O perioadă m-a ajutat, dar după aia când deja începusem să... Când am venit la Faro, deja nu mai avea cu ce să mă ajute. Adică într-un an de zile cam mi le-a spus pe toate. Mai mult de atât nu puteam să-mi spun. Și am zis, bă, ok, gata. Am progresat destul pe partea psihică, sunt ok. Mulțumesc frumos. Sunt la domnul Hagi, acum doar de fotbal trebuie să mă ocup, știe dânsul cum să mă ia și nu mai am nevoie. Asta am lucrat. Eu am lucrat cu mental coach, recomand, chiar sunt ok, dacă vrei să progresezi, sunt ok. Acum nu știu cum să o dau dacă, pentru că nu am lucrat cu ei când eram într-un moment foarte, foarte rău, cum sunt acum sau cum am fost acum un an, ca să zic, bă, m-au ridicat de jos. Da. Adică eram într-un moment ok și în Italia și în Danemarca când eram ok. Contează. Și chestia asta probabil pentru unii ajută, pe unii ajută, pe unii nu, dar trebuie să încerci dacă vrei să progresezi pe partea psihică. Bun, și tu ai strâns din dinți și ai zis, bă, încerc să o mai duc. Da. Știai că sunt probleme mari. Da. Dar vorba ta, da. Bă, nici nu pot să mă retrag la 24 de ani.
Nu, da. Nu poți. Da. Nici la 26 nu poți, da, dar uite, da, conjunctura da. A făcut să iei decizia asta că... Și ai venit aici la Hermannstadt sau ce ai făcut atunci? Se nasem la Sibiu, după da. Perioada aia, se da. Nasem la Sibiu. Am făcut antrenamentul de vară. Trup ok, antrenor ok. Presiunea nu atât de mare okay, exact. Ca la echipele, ca la FCSB exact, sau la Hagi. Da. Condiții ok, absolut totul ok. Bă, semnez, ok. Joc. Mă antrenez, joc, cât pot, cât asta, îmi revin, dau goluri. Asta era la mine, că tot timpul oriunde m-am dus, zic, bă, mă duc, dau câteva goluri, îmi revin, așa, și după aia mă întreabă. Fac antrenamentul de vară, începe campionatul, mă bagă prin minutul 85 cu Farul în prima etapă, minutul 90 cu Iași a doua etapă și mă ia din nou spatele. Că deja, că acum că mi-aduc și eu aminte, că acum... Le reau în ce momente? Adică în momente cheie au fost durerile astea și problemele astea. Când aveai nevoie când să când trebuia să joc în Grecia. Când da. Trebuia să... Aveam meci cu Farul, m-a luat durerea cu o zi înainte. Aveam meci în Grecia, trebuia să fiu titular să joc, m-a luat spatele. La Sibiu da. Începeam să joc, m-a luat spatele. Am stat acolo, n-am stat mult, n-a fost chiar așa de grav. Am stat o săptămână, două, mi-am revenit. După aia vine antrenorul, îmi spune... Nu, cred că poți să ne ajuți. Dacă ai să-ți găsești o echipă, poți să pleci, să lăsăm liber, împrumut. Adică mi-a dat de înțeles după o lună de zile că, bă, aici e greu să joci. Te antrenezi cu echipa, nu te dă nimeni afară, nu ești așa, dar nu mai joci. Tu, asta sincer, pot. Adi, atunci l-ai înțeles pe antrenor? Da, niciodată n-a fost genul care, bă, ai ceva cu mine sau nu. N-a fost așa. Eu îmi puneam tot timpul în pielea lor. Când era ceva de genul ăsta, bă, ăsta de ce nu mă bagă? Că nu e nebun. Că dacă aș fi eu... Ce antrenor ar vrea atacatul să-i da două goluri? Exact. Dacă eram bine nebun. Și eram... Nu-i omul nebun să zică, bă, nu te vreau, nu pot să-mi ne ajut, nu? Și asta m-am gândit, n-am niciodată nicio problemă. Zic, bă, ok, înțeleg. Eu îmi fac treaba, la antrenament încerc să-ți demonstrez în continuare că pot, ceea ce am și făcut prin antrenamente. La un moment dat zice că îi place foarte mult atitudinea mea, vrea să mă bage din nou, asta după câteva luni. Vreau să-ți dau încredere din nou, te bag, asta. M-a luat în lot, m-am băgat în meci de cupă cu echipa de Liga 3 jumătate de oră și... Iarăși. Nu m-a mai luat durerea, gen că, în sensul că nu m-a mai băgat de atunci. Adică m-a băgat atunci și aia a fost. Aia a fost încrederea ce mi-au dat bine, la tine și perioade mari de inactivitate, adică... Da. Dar ei știau în momentul când eu am semnat cu ei că eu de 4-5 luni nu am echipă și nu joc, adică și-au asumat-o într-un fel. Da, te-ar acuzat vreodată, adică ți-au zis-o vreodată că, bă, ai venit la noi accidentat sau... Ce, la Sibiu? S-a uitat așa, nu. Nu, a fost o discuție mai dură cu directorul la un moment dat, când m-am enervat foarte tare, îmi revenisem, eram ok. Cu Dani sau cu cine? Nu, Dani era președinte, nu, cu Dani n-am avut nicio problemă. Cu directorul de acolo. Da, contează, adică nu e de... Nu îmi place să dau nume, nu, să știe. Nu, păi de nici nu... Da, cu directorul de acolo. De... Când erau două meciuri legate în deplasare, meci de cupă la Slobozia și la Galați, s-a plecat cu o săptămână înainte, tot lotul, doar eu nu. S-au luat juniorii, s-au luat doar 25 de jucători și al 26-lea eram eu doar eu în afara listei. Și zic, pe dacă tot îi luați pe toată echipa, nu putea să mă luați și pe mine, să fiu cu voi, să mă lăsați să mă antrenez cu juniorii, să du-te să antrenezi de la Under 19. Păi cum să mă antrenez la Under 19? De ce să nu vii? Sunt sănătos. Las să vin cu echipa. Dacă mai erau 2-3 jucători, înțelegeam, dar ai rămas doar eu, ai dus juniori, ai dus rezerve, ai dus tot și pe mine mă lași în afara lotului și atunci am zis, bă, nu mă duc la niciun antrenament. Nu m-am dus la Under 19 și pe săptămâni de zile am stat acasă, cât au stat ei plecați în excursia aia. Am stat acasă, că probleme, ai încheiat orice asta cu clubul. Și zic, ok, și cum să facem să reziliem? Deja era pornit să reziliem. Zic, atunci am zis, ok, îmi dai banii pe tot anul cât mi-a rămas. Că nu e posibil așa ceva, cum să ceri așa ceva? Că ai venit numai să-i la fel. Că ai venit să că te-ai obișnuit. Asta a fost, aici m-a nervat foarte tare. Că mi-a spus că te-ai obișnuit să iei bani degeaba. Urățica asta. Da, asta mi-a trimis prin mesaj. Tu vrei doar să iei bani degeaba, așa te-ai obișnuit. Ca și cum eu până atunci nu munceam, veneam, semnam, luam bani și plecam. Cam asta a fost. Și m-am simțit foarte, foarte rău și am zis, ok, cu tine închei orice legătură, nu-l mai salutam, nu-l mai băgam în seamă. El mergea la tot felul de interviuri, dădea prin presă că toată lumea se antrenează bine în afara unui jucător care nu vrea să antreneze. Nu dau nume, dar... Tot vestiarul știa că și îmi zicea, uite ce ai să s-a de tine. Păi, dar nu-i numele meu, dar răzând, spuneam, nu zice de mine.
Păi da, dar cât sunt care... Și nu îl salutam, nu. Adică a fost o relație foarte rece între mine și el și în iarnă am zis, bă, n-are rost să continuăm, hai să rezile. Dar tot sperai. Eu încă n-avem probleme cu mine, că bă, nu mai pot. Sau, eu deci n-ai fost niciodată pe românește desumflat, știi cum nu, se zice? Nu, eu tot de mult încredere în mine și acum am. Acum am stat și m-am gândit și zic, bă, eu dacă n-aș fi avut problemele fizice, 100% îmi reveneam, 100% de goluri. Eu n-am problemele astea, că nu pot, nu sunt destul de bun. Pentru că știu că sunt bun. Cu toate că am avut momentele mele când nu intram mingea nici cum. Dacă de pe linia porții dădeam, ratam. Erau momente. Toți atacanții din lume au. Am avut un sezon la UTA când am dat 30 de goluri. Dădeam gol fără să vreau. Mă uitam într-o parte, șuta unul, lovea în cap și intra mingea în poartă. Adică ai momente ca atacant, sunt momente de astea. Într-un sezon îți intră orice, într-un sezon poți să te dai cu curul de pământ, nu îți intră nicicum. Am avut momente, dar n-am niciodată problema că, bă, nu sunt destul de bun, bă, mai sus nu pot să ajung și, bă, nu, hai că mai păcălești și pe ăștia. Asta exclus, așa ceva. Eu am avut tot timpul încredere în mine, am în continuare, știu că sunt bun în ceea ce fac, pentru că nu o persoană mi-a spus că sunt bun. Corect. Adică tot ce s-a întâmplat înainte, dacă ne uităm la goluri, la astea, mă dau dreptate. Cifrele, statisticile, corect. Până în momentul în care am ajuns să mă accidentez. De acolo, cum zici tu, aia începe altă carieră. S-au părțit apele. Da, acolo începe altă carieră deja. Campionatul european de anul ăsta te prinde la Chiajna. Plus sau minus, acolo, la început, nu? Încă nu eram când a început, dar eram acolo când au jucat, da. Semna chiar așa, da. Iarăși ai văzut titlul, era dat afară de la și nu știu ce și nu păi, știu ce. Păi, retrogradasem în iarnă, plecasem la Tunari. Da. Am fost, bă, mă duc, decât să stau până în vară, pentru că... Cu Dan, cu Alexa sau cu cine? Venise Alexa... Venise și se gândea că o să salveze. Nu prea mai erau șanse, nu. Când a venit el 98% erau retrogradați. Și când m-am dus eu, da. 90% erau retrogradați. Adică avea diferență foarte mare de puncte. Și te-ai de... dus de ce? Că să joc. Să am zis, bă, până în vară nu vreau să stau degeaba. Pentru că rezileasem la Sibiu destul de târziu și nu mai puteam să-mi găsesc o echipă. Da. Să intri în străinătate, lor, să... În străinătate da. Se închisese perioada de transferuri, rămâne doar la noi. Puteai să joci cu infiltrații, cu injecții, cu ce? Nu mai aveam probleme în iarnă. În iarnă nu mai aveam probleme. Nu am avut probleme. Ce înseamnă nu mai avea? Adică puteai juca? Nu mai juca? Aveam dureri. Puteam juca, bun. Duceam antrenamentele, nu aveam dureri. Indiferent de mișcări, indiferent de... Da, orice, orice făceam. Bun. Dar în subconștientul meu se instalase de frica și involuntar nu mai făceam anumite chestii, fără să-mi dau seama. Am înțeles. Asta îmi ziceam tânărul, bă, dar tu... Nu mai îmi venea natural să fac anumite chestii din cauza fricii. Subconștient aveam frica că, bă, să nu mai ia spatele. Înțelegem niște jucători, niște sportivi care au suferit o accidentare gravă și care au stat 80 luni, că nu mai bagă piciorul deși au 23 de ani? Da, sunt unii care, nu interesează și pentru nu bagă. Pentru că retrăiesc sunt momentul ăla. Sunt conștient. Tu nu stai să te gândești, bă, mă frică, mă feresc. Corpul, creierul reacționează în așa fel încât să te ferească puțin de nu de poți problema da o explicație. Exact, da. Pentru că sunt mulți care suferă din asta la toate sporturile și nu mai revin la forma pe care i-a consacrat, tocmai pentru că nu mai intră cu forța aia, nu mai... Exact. Bă, da? Sunt cazuri care au trecut peste, cum a fost Ronaldo brazilianul, care n-ai cum Ronaldo brazilianul s-a auzit din cerul, adică Zeus cu aia s-a oprit de la masă să... Da. Da? Și toți erau cu mâinile în cap colegii cu Îmi aduc aminte, am văzut filmări. Gândește-te la Chivu, că tocmai a spus acum fostul impresar, domnul Becali, a spus că dacă nu exista la Verona sau unde s-a accidentat el un spital bun, Chivu era mort, asta e declarația dumnealui, era mort, nu paralizat sau ce. Adică ție ți s-a despicat un picus pe aici capul, așa știi? Da, bun, sportul de performanță se face cu sacrificii. Ai ajuns la Tunari, ai jucat. Da, am jucat, am început să joc, să duc un meci întreg. Am jucat un meci întreg, nu mai jucasem de... Am și uitat cum e să duci un meci întreg. Asta, da, știu. 90 de minute pentru mine a fost ceva wow. Cu toate că n-am dat gol sau ceva, a fost wow. Redebutate, te-ai gândit de când am mai jucat, de 2 ani de zile nu mai jucasem... Deci cum sună asta acum? Da. Știi? Exact. Adică lucrurile ce erau normale în trecut, acum mi se părea wow. Ce să joci 90 de minute în meci la Liga 2. De minute. Și la Liga 2. Și, adică n-a fost să zici că am jucat 90 de minute în Champions League sau în Europa League. Contra Manchester City. 90 de minute contra Chelimber în Liga 2. 0-0 meci. Și eram fericit de zici că am câștigat un campionat. Lucruri pe care oamenii nu îl înțeleg. Nu, da. Nu le înțeleg. Te-a dus la Tunari că n-avea unde, că m-am dus să joc. Iar te-ai dus, mă, să le iei banii. Și la ăștia m-am dus să le iau banii.
Da, și eu... nu e de râs, știu. Da. Da. Exact. Și m-am dus, am jucat, ok, a venit Alex, da, deja erau, da, eram retrogradați într-un fel, ok, a dat șanse tinerilor, am mai jucat, am fost, cred că două sau trei etape a fost cu Alex. Că tu bătrânii rău erai, da. Mă considerau deja, probabil, bătrân față de alții de 18-19, am zis, bă, ăsta era 26, na, hai că e mai în vârstă, mai... Și am, contractul semnasem doar până în vară, adică 4 luni de zile, din februarie 5 luni până în vară. S-a terminat campionatul, echipa a retrogradat, ok, nu mai puteam să rămân, zic, în Liga 3-a, nu, nici așa, mai bine mă las, decât să joc în Liga 3-a. M-am dus la Arad, am început să mă antrenez cu UTA, am început pregătirile mai devreme, am zis, bă, na, fiind din Arad, zic, hai, lăsați-mă să mă antrenez, mă, până îmi găsesc o echipă, exact, mă băgați cât să am unde să mă antrenez, m-am antrenat, am făcut pregătirea cu UTA, două săptămâni am făcut cu UTA pregătirea. Civilizat totul ca o stare de sănătate? Adică dureri? Începuse alte dureri deja. Adică se agravă, nu mai eram cu spatele, cu dureri, eram cu tendoanele, cu călcâiele, cu o pubalgie, cu... s-au adunat toate, pentru că ferindu-mă toate, de... cred, da, ca un magnet le-ai atras. Exact, nu știu cum. Adică mă dorea ceva, tratam aia și apărea în altă parte. Tratam chestia, apărea înapoi unde a fost. Tot de la hernia asta sau n-aveau lesa? Probabil că au legătură, pentru că eu ferindu-mă de unele mișcări, solicitam alte părți ale corpului, cum ar fi inghinalii, nu știu, piciorul stâng mai mult decât piciorul drept, chestiile astea. Și atunci apăreau dureri în altă parte. Și deja devenise o problemă la călcâiul stâng, mi se făcuse la călcâi, la îmbinarea dintre tendon și călcâi, mi se făcuse ca o minge de ping-pong, de golf. Mi se făcuse pentru că era inflamat rău de tot. Nu, și acum, dacă stau mai mult în picioare sau umblu, deci și acasă stând, mă ridicam să mă duc la baie sau umblam prin casă, aveam niște dureri cumplite. Deci pe tine, iartă-mă, lucrurile astea au început să te afecteze și în civilie? Exact, eu acasă... Eu, deci lăsăm antrenamentul și fotbalul, meci. Eu, toți Adidas și mei, sunt rupți la călcâi la picior, pentru că fiind ieșit puțin călcâi în afară, freacă Adidas-ul. Adică dureri și când mă ridic din pat, și când cobor scări, și când urc, și când alerg normal, sală, orice fac, am dureri foarte, foarte mari. Nu doar la spate. De la spate pleacă la tendoane, călcâie, inghinali, pobalgii, spondiloză. Și poate asta te încăpățâna cu chiajna. Am zis, bă, vorbisem cu Gabi Tamaș, pentru că a fost, a devenit director acolo, zic, bă, Gabi, uite, ajută-mă, i-am cerut ajutorul, bă, ajută-mă la chiajna, sigur îmi revin, nu mai am probleme. Joc, îmi dai puțin încredere, câteva meciuri îmi revin, e ok. Ce mai bine, mă, hai. M-am dus, am semnat, am făcut... Eu după ce am făcut două săptămâni de pregătire cu UTA, am început, trebuia să devin, deci să ajung la un alt nivel de pregătire. Pentru că începi ușor, începi cu niște alergări ușoare, după aia doar alergări, doar nu știu ce. În loc să progresez cu pregătirea, de la chiajna am început iar de la zero pregătirea. Adică ce am făcut în două săptămâni cu UTA, am început iar cu chiajna. Și s-a acumulat o oboseală, nu puteam să dorm de oboseală. Asta e obosită, nu puteam să dorm, nu mă lau somnul din cauza oboselii. Eram prea obosit ca să dorm, nu știu cum sună chestia asta. Cel de cred că lumea mai trecut fizic prin chestia. Fizic eram ok. Bun. Spatele n-am nicio problemă, cu tendonul să zic că îmi revenisem. În mare am făcut cantonamentul, tot ok, meciuri amicale, am dat gol în fiecare meci amical din 5 meciuri, am dat 4 goluri. Am început campionatul titular. Eu tot 35, primul meci contra Fumați. Ne conduceau 3-1, tot 35, 3 schimbări. A făcut domnul Poenaru, dintre care și eu. N-a înțeles nimeni schimbarea. Acasă te conduce o echipă 3-1 și tu scoți atacantul, să bași tot atacant. Trebuia să forțezi cu 3 atacanți, trebuia să faci ceva. Să am ieșit. De atunci, rezervă în fiecare meci, doar în meciuri de cupă am mai fost titular. Am intrat în penultimul meci, cred că la... Da, penultimul meci aici. Am intrat, am dat gol, am revenit, în sfârșit am dat și eu gol. Și asta cum sună, am dat primul gol după 2 ani. Ultimul meu gol a fost la Faro, în meci oficial. În 2022. Primul meu gol în meci oficial a fost acum... Și ai dat în vara lui 2024 primul gol. După 2 ani, exact 2 ani. Distanță, într-un meci oficial. În amicale, ok, am dat multe goluri, dar asta nu pot să... consider. Într-un meci oficial de 2 ani am dat gol. Când eu dădeam 20, 15, 13 goluri pe sezon. Adică au fost multe chestii ce m-au dus în punctul ăsta, să iau decizia asta. Nu doar
din cauza carierei, adică toate au legătură, dacă stai să te gândești, din cauza durerilor am ajuns în situația asta. Nu a fost altă problemă, depresii sau mai știu eu ce au apărut prin presă, tot felul de chestii, strict din cauza problemelor medicale s-a ajuns în punctul ăsta. Iarăși bănesc că ți-e greu să vorbești, dar cum iei decizia asta? Că vezi că te chinui. Iartă-mă, scuză-mă da. Puțin, tu tot timpul ai zis, dom'le, o mai duc, mai întind elasticul. Da. Am zis, bă, nu știu dacă mai pot să ajung la nivelul la care am fost, la un nivel foarte mare, pentru că, să zic că joc un meci, la 3 zile nu pot să mă ridic din pat după meciul ăla. Mă doare tendonul, inghinalul, spatele. Și asta nu mai e sport. Și asta nu mai e performanță. Exact. După aia meciul următor ce fac? Intru și nu pot să alerg poate jumătate de oră. Pot să alerg, după aia nu mai pot, iar o săptămână stau. Adică nu mai puteam să duc cum duceam înainte un sezon întreg, fără dureri, fără probleme, jucam 90 de meci de meci, eram ok. Dacă jucam jumătate de oră după meci, o zi, eram împachetat. Nu puteam să fac absolut nimic. Nu puteam să umblu, nu puteam să merg, trebuia să stau doar în papuci, nu puteam să mă încalț, mi s-a umflat piciorul. Adică dureri din astea care deja te chinuie prea mult, zici, bă, nu mai poți să ajungi. Și dacă semnez, să zic, dau câteva goluri și semnez la Liga 1, eu nu pot să duc un meci sau un campionat sau la Liga 1. Și acolo se cere performanță la nivel înalt. Iar începe dansul ăla, iar nu vrea să antreneze, iar a venit exact. Să doar să ne ia bani. Și intru în același cerc și am zis, bă, trebuie să iei o decizie, adică am vorbit mult timp cu mine, ți-am spus în ultimii 2 ani. S-au învățit de multe ori la mine în cap chestia să mă las, să mă apuc de altceva, să poate mai bine. Au fost și semnale că lumea nu mai avea încredere, că uite și la Chiajna au venit după ce am dat gol, hai să reziliem. Fără niciun motiv, hai să reziliem. Stai, că nu se pupă, deci după ce ai dat gol. Am dat gol la Târgu Jiu. Adică... Da, intrase în rezervă, minutul 70, am dat gol, am bătut 2-0. Meciul următor în cupă cu Polia și am jucat foarte bine. Am jucat 83 de minute, iar după mult timp am mai jucat. Cum sună asta? Și la un nivel bun. Aminte de primul gol de după, da. Primul... Da. Meci jucat mai și mult. A fost și un nivel bun de joc. Adică nu doar că am stat 83 de minute pe teren. Toate fizice, GPS-uri, toate au arătat foarte, foarte bine. Meciul următor mă așteptam să fiu titular în campionat. Dusem gol în campionat, în cupă jucasem bine. Meciul următor mă așteptam să fiu titular. Zic, bă, în sfârșit leg și eu. 2-3 meciuri le leg. Și gol, le leg. Și meciuri. Exact. Și da. Hai că-mi revin, gata. Următorul meci, rezervă, intru pe minutul 75, cred că intru, sau 65, 70, 75 pe acolo. Și după meci, avem liber 2-3 zile, a fost pauza cu naționalele. Acum, o săptămână s-a întâmplat chestia asta și mă sună Gabi, hai până la birou. Am știut. Pentru că mi s-a mai întâmplat. Din trecut mi-au mai venit chestiile astea. Știi că trebuie să vorbim de reziliere. Și pe cum? De ce? Cum s-a ajuns la situația asta? Dăduse în gol, jucam bine? Nu, te mai vrea antrenor. Păi până ieri m-a vrut. Am zis, bă, eu nu plec, eu rămân. Poate să schimbă antrenorul, că să știi cum se întâmplă. Să schimbă antrenorul, vine altul, te vrea, hai să-l bagă, îmi place. Da, dar nu mai vrea să antrenezi în vestiar, nu mai vrea să te schimbi cu echipa, nu vrea să antrenezi cu echipa. Și pe de ce? Că strici... Au fost mai mulți, n-am fost doar eu, am fost mai mulți. Stricați atmosfera echipei, care atmosferă? Că noi n-avem, nu era nicio atmosferă. Nici bună, nici rea, era o atmosferă așa. Basic. Nu, că nu mai te vrea, că nu te mai... Ok. Am reziliat și am zis, știi ceva, decât să fiu umilit. Și fără motiv, adică și când sunt bine și îmi revin, dau goluri și asta să fiu tot tras. Hai, să reziliem, am zis, nu mai. Mă duc să mă umilesc. Și așa, în ultimele 2 ani în presă a apărut doar lucruri negative. Nu a apărut nicăieri că am dat gol. N-am văzut niciun titlu. În minutul 35, când am fost scos cu afumață, a apărut coșmarul continuu. Titluri, peste tot. Da, și te afectează asta. Exact, adică doar lucrurile negative le scoatem în evidență. Am dat gol, am revenit, am fost titular, n-a scris nimic, n-a apărut nicăieri că am dat gol, n-am văzut. Da, ar fi putut apărea un interviu cu tine după 2 ani, știi? Adică, dom'le, după 2 ani ceva, orice, uite, a dat gol. Minune. Eu știu, orice, da, putea miracol. Să apară. Miracol, a dat gol după 2 ani. Putea să apară orice, ca să scoată în evidență ceva bun. Nu a apărut doar coșmarul continuu, depresii. E hotărâre luată 100%, vezi că rămâne registrat, da, știi cum se zice, 100%. Da. Te adică gândi ce o să faci sau încă nu? Încă nu m-am gândit, pentru că e foarte din scurt. Eu de 20 de ani făcând doar fotbal și fiind doar în fotbal, e greu să mai știu. Adică nu am luat în calcul așa mult timp în urmă ca să zic,
hai să mă bazez și pe altceva. N-am pregătit chestia asta. Sau l-aveai pregătit la 35 de ani. Exact, când deja simți, băi, bă, hai să mă apuc și de altceva. Nu. Trece la 18 ani pe lângă mine și n-are rost, sau, știi? Da, da. Adică trebuie să te... Nu, am zis că deocamdată mi-am un pic timp liber să-mi revin, să văd ce fac, să mă trag puțin în spate, așa, să văd ce aș putea să fac, ce aș putea, poate o afacere, poate ceva să deschid, să mă ocup, să asta. Dar sunt foarte dezamăgit de ce s-a întâmplat în ultimul timp și am zis că, bă, decât să mă umilesc. Corect. Pe la Liga 2, la echipe care n-au obiective mari, sau Liga 3, mai bine mă opresc, pentru că putea să merg la Liga 3, dar durerile erau la fel. Da, de ce să mă duc să... Durerile nu țin cont de Liga. Exact. Puteam să mă duc în Champions League, puteam să Liga 3, durerile erau la fel. Chinuiala era la fel. Ai vorbit cu vreun medic sau știi, ai cunoștință, în civilie durerile astea dispar? Sau dacă nu dispar, nu scap toată viața de hernie bun, se estompează? Da. Adică în sensul, întrebare mai pe românește, tu acum de la 26 de ani, în următorii 10-15 ani, o să ai aceleași probleme? Posibil, da. Adică este, există posibilitatea asta. Să nu poți să te dai jos din pață. Da. Păi maica mea are aceeași problemă. Are aceeași problemă, are 50 de ani și la fel. Are niște perioade când o ia. Dar asta durerile. Nu poate fi moștenire, nu? Nu știu ce să zic. Asta încă nu se știe exact dacă poți fi moștenire sau nu. Știi, dar adică să nu râdă lumea de noi. Bă, hernia nu se moștenește sau ceva. Asta nu sunt nicio medic. Da. Din ce m-am ducum, n-am pus niciodată întrebarea asta dacă se poate moșteni. Dar... Da, nu că nu vreau să te sperii, dar tu o să trăiești cu o sabie multă vreme de acum deasupra gâtului, nu deasupra capului. Dar având durerile astea și ne mai trebuie să fac performanță, o să trec mai ușor peste dureri. Da. Adică o să-mi fie mult mai ușor. Poate stai acasă, nu o să mai fie atât de multe, că nu mai faci mișcări, exact. Nu mai sar la cap. Exact. Mai... Și am zis, e timpul potrivit, am nume cât de cât, mi-am făcut un nume în România, că e bun, că e rău, lumea mă vede bun, slab. De ce? Nu, uite, sunt. Acum sunt persoane care știu, poate... Dar dacă vii și explici, știi, și spui... Tot se găsește, sunt. Hai, m-a venit și ăla acum. Exact, că poate aceasta motive de asta să ne... S-a dus la grasul ăla să vorbim. Da. Sunt persoane, adică sunt obișnuit. În mediul online sunt obișnuit cu chestii. Dacă încerc o să vorbim o oră despre o accidentare, dar nu e numai o accidentare. Avem și părți frumoase în care am vorbit din 2020... Gata, hai să lăsăm astea negative, că deja s-a dură lumea. Am vorbit din 2024. Da. Da? Dar asta a fost ce s-a întâmplat în timp, de ce am ajuns la decizia asta. Dar există și ceva de la X la 2021. Până în 2021 e o altă carieră. Acum vorbim despre ce s-a întâmplat bine. Eu cu fotbalul am fost de mic, taică meu fiind sportiv de performanță, fost fotbalist și fost vicecampion mondial la tenis cu piciorul. A fost cu fotbalul de mic. Eu am poze de la 6 luni, un an, cu mingea. Eu n-am jucat. N-aveai altă opțiune, cum nu, se zice. Nu, adică m-a crescut de mic, da, mă, ia mingea și joacă-te pe ea. Mic și când erai mic erai tot înalt? Ai fost mic vreodată? Mai, nu, serios, adică cu cei de vârsta ta cum erai? Eram puțin mai înalt, aveam segmentele lungi, mâinile lungi, adică se vedea că o să am o creștere, că o să fiu mai înalt. Și probabil și deci problemele cu spatele de mic, scoliozie, nu știu ce, pentru că m-am înălțat de mic și neavând putere, mușchi, bla, 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 sau au fost niște probleme. Am fost mai înalt decât media, dar eram și mai uscat, adică slab, oase, eram doar oase. Da. Adică n-aveam niciun pic de grăsime, mușchi, eram... Și de ce nu baschet? N-ai avut altă opțiune decât fotbalul ăsta. Atât. Asta a fost. Mi-a și plăcut. Adică nu ca și cum am fost forțat și mergeam... Da, da. Mi-a plăcut foarte mult. De la 6 ani am început fotbalul la Arad. Am început mai repede fotbalul decât școala. M-am dus mai... Imensă asta. Da. Chiar luat-o cu fotbalul înainte a școlii. Pentru că la 6 ani în vară am început fotbalul, 6 ani în toamnă am început școala. Corect. Adică am început mai repede cu fotbalul decât cu școala. Adică știam dinainte de școală ce vreau să devin când o să fiu mare. Și că lumea și copiii ce vrei să devii? Astronaut, mai știu eu ce. Medic, eu știam de la polițist, început. Ce vrei? Fotbalist. Lumea râdea când auzea. Că nu era o meserie, să zici că e sigură, te angajezi ca fotbalist și ai contract și merge toată viața. Corect. Cum te angajezi la oriunde altundeva, să fii polițist, pompier, bla, bla, bla. Și lumea râdea, profesorii râdeau, cum, ce meserie ai, fotbalist, că nu îți garantează nimeni. Dar eu vreau să fiu fotbalist. Deci din totdeauna asta ai dorit să vreau faci. Întâlnit, da. Da. Mi-a plăcut fotbalul de mic, mergeam la stadioane, la meciuri, la UTA. Adică eram de mic am fost cu fotbalul. Ai surprins un pic mediul fotbalistic românesc în momentul în care ai plecat în străinătate? Că normal în străinătate pleci după ce adun multe meciuri, nu pe la noi. Da, la mine nu? Și în care a fost chestia, eu mi-am pus ștafeta foarte sus din prima.
Adică din primul sezon la seniori, am venit de la juniori la seniori, în primul sezon am dat 29 de goluri la seniori. 29 de goluri. În primul an ca jucător la seniori, profesionist. Aveam 18 ani. Tu având 18 ani. Aveam 18 ani, am dat 18 goluri în prima parte, am făcut 19 ani, am mai dat 11 goluri în a doua parte a sezonului, în Liga a doua. Care acum, dacă stau să mă gândesc, mi se pare ceva, pentru mine, mi se pare ceva wow. Da, clar. Chiar dacă e Liga a doua, că lumea ce da, mă, Liga a doua și... Nu ok, mai pune tu un jucător acolo de 18 ani acum, sau de atunci, mai arătăm un jucător de 18 ani să dea 29 de goluri într-un an în Liga a doua. Și mi-am pus tafeta sus. Toată lumea, Adi Petre, și... 29 de goluri, da. Gata. De aici doar mai sus. E greu. Să dai, mergi sezon de sezon, oriunde mergi, să dai... Mă trăiați de-a 30 sau, știi? Exact, dacă stai să iei ce zice lumea. Gata, mă, dacă jucam un meci slab, sau dacă nu dădeam gol un meci... A, nu e, mă, chiar așa. Asta e slab, mă, da, ce? Ce faci cu asta? Nu, că e slab, nu. Pur și danezii? Uite să zic o fază interesantă, când eram la Arad, înainte să ajung în Danemarca, aveam deja vreo 22 de goluri date. Și au venit niște impresari din Italia, de la Genoa. La tu aveai impresar, adică erai cu cineva? Aveam impresar, bun. Da. Și prin el au venit la meci, ca să vezi, de la Genoa au venit la Balotești. Să vadă un meci, imaginează-ți, de la Genoa, să vii la Balotești. Să te uiți la un meci de Liga a doua, la Balotești. Adică sună puțin pentru da, un jucător. Pare o glumă, dar nu știam, e. Exact. Eu știam înainte de meci, bă, o să vină, vezi, mi-a zis impresarul, o să vină de la Genoa. Și te vadă, adică nu pun presiune sau nu, că lumea te știe, ai dat deja 20 de goluri, îi vin să vadă... Doar să știi că vadă, în tribună exact, sunt unii care se uită pe tine. Înainte de meci, eram încărcat de picioare, eram foarte obosit înainte de meci. La încălzire m-am dus la secund și am zis, mă simt foarte încărcat, mă doar picioarele, simțeam picioarele grele. Era un nămol, dacă n-am imagine, dar erau urme de tractor pe teren, pusese vreun tractor pe acolo, un camion, nu știu ce, erau roți. Urme de roți în nămol. Așa era pe tot terenul. Ce mai bă, jucăm noi aici, mă, Costi? Și înainte de meci, de la Genoa. De la Genoa. Înainte de meci, primise foaie de la UTA, cum că au dreptul să mă transfere cu 500.000 de euro. Atât vreau să dea Genoa pe mine și au primit foaie că da, după meciul ăsta putem face transferul. Ok. Ma. În meciul ăla am dat 4 goluri. Pe nămolul ăla. Pe nămolul ăla am dat 4 goluri, am bătut 4-2, ne-au condus 1-0, a fost 4-1, 4-2, 4 goluri am dat meciul ăla. Și să se întâlnească acum așa de la Genoa cu cei de la UTA. Vine cei de la UTA, rup foaia, numai 500.000, 1 milion. După meciul ăsta l-am trebuit scolat 1 milion. Pentru că ai dat... Am dat 4 goluri în meciul în care ei au venit să mă vad. Adică nu s-a aștepta nimeni, poate un gol, da, două. Ma. Am dat 4 goluri, am câștigat 4-2, nu mai vrem 500.000, vrem 1 milion. Păi cum, că am vorbit, am semnat, nu? Nu-l mai dăm, îl cerem 1 milion. Păi asta e, na. Nu eram disperat să plec, eram tânăr, 18 ani, eu eram bucuros că joc, că dau goluri, că se atenția asupra mea, corect, să vorbea de FCSB că mă vrea, adică era lumea, vorbea de mine, îmi făcea plăcere. Nu eram, vreau să plec neapărat, să nici mă gândeam la bani, aveam primul meu salar la UTA, adică eu am plecat de la UTA în Danemarca cu 1000 de lei salar. Eram cel mai bun jucător din Liga a doua, cel mai bun tânăr jucător la național, aveam 1000 de lei salar. 200 de euro, cât ar, cam atât ar veni. 200 de euro, am plecat pe un salar de 8.500 de euro în Danemarca. 200 de euro la 8.500 de euro în Danemarca. Asta a fost trecerea mea. Te-a luat cu capul sau ai rămas cu picioare pe pământ? Nu, eram fericit cu bani. Nu, nu, chiar nu m-am gândit. Eu am fost, au fost multe oferte atunci, și din Italia, Serie B, Serie A, dar conștient că Serie A, dacă mergeam, mă băga la primavera, mă băga la juniori. Da. Și ziceam, bă, aveam exemple dinainte și foști mei colegi care au mers la niște echipe în străinătate, au jucat la juniori și s-au întors în țară. Da. Și am zis, bă, nu vreau să fiu ca ei, vreau să mă duc la seniori. Cei din Danemarca erau în Liga 2. Retrogradase în anul și avea obiectiv să promoveze, pentru că ei sunt un club de tradiție acolo, cum ar fi UTA la noi. Am înțeles. 5-6 titluri de campioană, câteva cupe, deci e o echipă de Liga 1, dar nu de nivelul Copenhaga, Bromby, da, Midtjylland. Da. Și zic, bă, îmi plăcea foarte mult proiectul, am vorbit cu oamenii de acolo, au venit, am vorbit cu ei, antrenorul, directorul, toată lumea mi-a vorbit, hai la noi, că mi-a plăcut stadionul, mi-a plăcut lumea. Ok, Danemarca ca țară fotbalistică nu sună atât de nu e atât de atrăgătoare cum au Spania, Italia, Germania. Și au Danemarca e puțin așa, poate n-aveai de altundeva să mergi tu în Spania, în alea. Aveam. N-ai găsit. Erau discuții cu Hetafe, cu mai multe echipe atunci. Chiar aveam de unde să aleg în momentul ăla. 30 de goluri la 18 ani, ai de unde alegi. Clar că se uită oamenii după tine.
Și am ales să mă duc. Bă, zic, mă duc în Liga 2, o iau pas cu pas. Nu vreau să mă duc de la Liga 2 din România, Liga 1, unde mai este realitate și un alt nivel absolut tot diferit și să mă tai și să ajung iar. Să te întorci împrumutat pe undeva. Exact. M-am dus în Liga 2, am avut un sezon foarte bun, am dat 13 goluri, am promovat, adică obiectivul îndeplinit. Diferit de ce în România fotbalul, de aia așa per total. Da. Mentalitate, da, stăm da, de pregătire, da, nutriții. Suntem departe, rău. Departe, departe. Hai să spun o chestie de mentalitate, dar nu neapărat de cluburi, ci de oameni, cum e acolo. Nu se fac antrenamente înainte de meciuri, cum mai e pe la noi, că să doarme cu echipa. Asta e o mare tâmpenie, prostie, nu rezolvă absolut nimic, pentru că tu, ca să zici că te odihnești, că nu bea jucător, pe ăla nu e jucător profesionist, în primul rând, nu se respectă pe el, nu respectă clubul. Corect. Dacă cu o seară înainte de meci tu mergi și bei sau ieși în cluburi, nu te respecti pe tine, nu-ți respecti meseria și așa mai departe. Deci nu rezolvă absolut nimic dacă îl ții în camera de hotel. Da, pentru că omul poate să vină în geantă, își bagă 2-3 sticle de vin, de bere, nu știu, și bea în cameră. Și ce rezolvă? Bea ca să se bea în cameră, tot aia. Corect. În Danemarca nu se face chestia asta, nu. Veneai cu două ore înainte de meci, la costum, parcai, te schimbai, echipa o știai dinainte, mergeai, mâncai ceva dacă voiai, aveai sală de jocuri, jucam un biliard înainte de meci, FIFA, era un televizor mai mare ca ăsta, stăteam, jucam FIFA lângă vestiar, la o oră înainte de meci, o oră jumate, ședința dinainte de meci, dar echipa să știa. Adică doar chestia așa de motivație, nu știu ce. Te schimbai, te pregăteai masaje, și ai jucai, câștigai, pierdeai, toată echipa, toată familia la VIP, masă. Ce tare. La masă, stăteam la masă de asta rotundă, colegi cu familia, veneau părinții, venea antrenorul la masă, vorbea cu taică-meu, vorbea cu maică-mea, venea președintele, vorbea tot altceva. Eu acolo am crescut, eu așa am crescut cu chestia asta. De la 19 ani până la 21-22 eu am crescut acolo. Corect. Adică mentalitatea aia. Deci mie mi se părea ceva normal la un moment dat. După aceea când am plecat de acolo am văzut că stai că era ceva wow de fapt, ce se întâmplă acolo, știi? Corect. Dar de ce te-ai întors? Se terminase deja ciclu. 2 ani jumate am stat și mai sus de atât nu puteam să mă duc cu echipa pentru că noi după ce am promovat, primul an am terminat pe locul 3 în prima ligă. Peste Brøndby, peste am bătut pe Brøndby de 4 ori, 4 meciuri din 4, 2 în campionat, 2 în play-off. Era doar Copenhaga și Midtjylland, cred că au terminat peste. Noi am terminat pe locul 3, am jucat în Europa, adică mai sus de atât cu echipa aia, nu cred că nu puteam. S-a schimbat și antrenorul pentru că a urmat niște rezultate proaste, s-a schimbat antrenorul, a venit altul, altă mentalitate, alte chestii și bă, trebuie să plec. E momentul să plec. Simțeam că e momentul să plec, ei au fost de acord. Au așteptat niște oferte, au venit, nu le-au acceptat și au acceptat până la urmă pe CSB, că s-au apropiat de ce își doreau ei. De asta am plecat, adică nu ca și cum că nu m-au vrut sau la aia n-a fost. În Danemarca n-a fost niciodată problema, nu s-a pus problema așa. Dar vreau să zic de diferența asta de mentalitate, că o seară înainte de meci obișnuiam să ies la un restaurant care era mai cunoscut acolo în centru, era un oraș mic, nu prea aveai unde să ieși. Și obișnuiam să ies acolo, mâncam cu familia, cu prieteni, cu colegi, mâncam acolo și obișnuiam să beau o bere înainte de meci, cu seara înainte de meci. Beam o bere, în Danemarca fiind foarte băutor de bere, aveai de unde alege. Nu, e greu, la masă, da, nu e greu. N-ai ce. Mai multe tipuri de bere decât de apă, suc și era la masă de asta cu dozatoare, îți alegeai ce bere vrei din 20 de sortimente. Îmi puneam, mă puneam la masă la terasă, veneau suporterii, bă, mâine avem meci, câștigăm, baftă, dai gol, cu berea în mână, eu. Adică gândește-te, în România să ce faci chestia asta. O poză! O poză să fi fost cu tine. Cancanul cu... Da. Și toate chestiile astea te filmează, te dea, uite-l ăsta, cu o zi înainte de meci bea bere. Am avut un meci, adică urma să avem un meci, eram la masă cu familia și vine antrenorul. A venit, s-a pus la masă, a vorbit cu familia, a comandat și el o bere, am băut o bere împreună, cu o zi înainte de meci, cu o seară înainte de meci, cu antrenorul. Știți că povestești un film, știi că nu... Niciodată n-a zis, bă, du-te să te odihnești, vezi că mâine avem meci, vezi doar pierdem, să vezi ce-ți fac. Așa e la noi. Obligatoriu te strângeau suporterii. Păi normal am văzut dacă bei până la 11 noaptea. Așa e la noi, da. Acolo s-a întâmplat, s-am pierdut meciul următor, nimeni n-a zis. Incredibil pe asta, da. Uite-l pe ăsta, bă, o bere înainte de meci. Nu, pentru că dădeam totul pe teren, vedeau că dau totul și atunci n-aveau ce să zică, că beau eu bere. Venea antrenorul, beam bere la masă cu antrenorul, la a doua zi avea meci, ne vedeam, ne pupam, ne îmbrățișam, ca și cum s-a întâmplat nimic. Da. Asta e o diferență mare ce m-a șocat pe mine când eram acolo, să zic, bă, uite-mă, beam bere înainte de meci. Și n-a venit nimeni să zică ce faci în oraș la ora asta.
Bine, nu era târziu, că nu suntem niciodată târziu. Altceva, da. Dar cam, da, că cam, te gândeai ca a doua zi ai meci, tu. Da, exact. Asta te e pe mine m-a... Te autosinucizi, da. Știi? Și pe urmă ești titular, jucam tot meciul, adică nici antrenorul nu era să zică, uite ăsta, așa, hai să-l scol la pauză, că nu poți să capă uberi și nu poți să joci. Jucam 90 de minute, dădeam gol, jucam bine, jucam prost, rămânea aceeași relație cu toată lumea. Perioada bună de acolo e și perioada de la echipa națională de tineret? Da, da. Perioada când am plecat rupt. De acolo, când eu am plecat național. Ai și când ați rupt? Atunci, eram... Nu zic când ai rupt acolo și când ați rupt cu toții da. La campionatul ăla. Campionat senzațional acolo. Da. Ce ați putut face și ca unitate de grup. Acolo am început și noi să vedem chestiile astea filmate în vestiar. Uh-huh. Știi? Când vorbea cine? Ionuț Radu sau cine vă vorbea, nu? Da. Știi? Noi nu știam de treburile astea. Uh-huh. Parcurs senzațional acolo. Da. După urmează FCSB? Din Danemarca, da, la FCSB. Acolo am stat, am venit pălărie pandemia. Pălărie mare, pălărie mică. Eu trebuie să ajung înainte de FCSB, iar lumea nu știe, trebuie să ajung la CFR. Au trimis ofertă oficială. Din Danemarca, Danemarca direct. Da. Au primit ofertă de la CFR, mult mai bună decât cea de la FCSB, doar că avea interdicție la transferul CFR în perioada aia. Că aveau niște probleme cu insolvența, nu mai știu ce chestii au avut atunci, și puteau să ofere bani în mai multe tranșe. Ăștia de la Danemarca doreau maxim în două tranșe, adică o tranșă acum, o tranșă într-un an. Da. Cei de la CFR nu puteau, adică puteau o tranșă mică, foarte mică, acum, după aia în 6 luni, adică în decurs de 2-3 ani. Era mai împărțită. Da, și ăștia cu românii probabil aveau, nu știu, experiențe sau povești și ziceau, bă, ăștia poate nu plătesc și decât să asta nu acceptăm oferta, cu toate că era mai bună. Și n-am mai ajuns la CFR, deja ajunsese cu o zi înainte să se termine campania de transferuri, 13 februarie adică, și am așteptat cam o lună de zile după ce de la CFR, sau mă rog, să se facă transferul. Da, deja eram pregătit, mă uitam de chirie în Cluj, era tot ok. Și până la urmă, bă, nu putem să facem transferul, nu acceptăm, nu facem. Zic, mamă, ce fac? Eu eram un pic, gata, să plec. Aștepta, da. Eu nu, în lot nu m-am mai luat pentru meci, că era transferul ca și cum, gata. Era meci cu Copenhaga, primul meci acasă. Man. Stadionul arhiplin, nebunie prin oraș. Adică ai fi vrut să joci? Cum sau... să nu? Bă, bine, mă băgai să joc. Nu mai acceptăm. Pe ce fac, mă? Și dau un mesaj. Eu știind că FCSB mă vrea, îi dau un mesaj impresarului, zic, vorbește cu... Scrie la FCSB. În două ore eram semnat. Man. Clubul semnat, oferta... Cu toate că era mai mică oferta, dar dădeau banii într-o tranșă, adică din prima. Și danezii erau bucuroși? Erau bucuroși că și-au scos banii și puțin mai mult decât au dat pe mine atunci, dar până atunci au câștigat niște bani cu mine în Europa și așa mai departe. Tot ok, am semnat în două ore, s-a rezolvat salariul, tot n-a fost vorba de bani. A doua zi eram la București. Adică așa a fost, eu trebuia să ajung, adică am nu trebuia să ajung, întâi a fost oferta de la CFR. Trebuia să fiu la... Acum poți analiza dacă ți-ar fi fost mai bine, dacă era mai nimeni, nu știe. N-ai cum să știi chestia asta, nu știu. Adică dacă ar fi fost... Nu, n-ai de unde să știi că se asemenea. FCSB-ul Club Mare, nu discutăm despre ceea ce se întâmplă înăuntru și vorbim despre presiune, adică o simți. Bine, și la Cluj probabil că ai fi resimțit la fel presiunea. Asta îmi plăcea, presiunea. Tot timpul am căutat presiunea. Eu îmi puneam presiune singur. Dacă nu punea nimeni presiune, îmi puneam eu. Mâine dau 3 goluri. Dacă nu dau 3 goluri, îți dau nu știu câți bani. Făceam chestii din astea să-mi pun presiune pe mine. Vorbeam cu oameni. Bă, mâine îi rupem pe aia. Nu există, îi batem, dau gol, joc cel mai bun. Puneam singur presiune pe mine ca să... Așa mă motivam. Da. Asta mă motiva. Concurență mare în vestiar atunci, când ai venit tu. Era Nioere, era atacant când am venit eu, dar a plecat repede. Adică eram doar eu în momentul respectiv atacant. Când m-am dus acolo era tot ok, domnul Becali fericit că m-a transferat, că a reușit să mă transfere, a fost... Atmosfera ok, știam aproape toți jucătorii de acolo, de la loturi și așa mai departe. Doar că nimerisem într-un moment prost din cauza că pierduse derbiul cu Dinamo. Fix când am ajuns eu. Am ajuns acolo, în seara când am ajuns, au avut meci cu Dinamo, derbi, au pierdut 2-1 pe Arena Națională și următoarele zile atmosfera cam praf. Ședințe multe, mai complicat. Și asta așa a fost să fie. S-am ajuns la FCSB, de acolo cred că știe toată lumea ce s-a întâmplat. Păi de ce n-ai stat mai mult? De ce n-am stat mai mult? Venise pandemia, atunci a fost pandemia, s-a oprit tot. Ne antrenam de acasă, ne antrenam pe unde mai apucam. Greu, a fost rău. Atunci, da, greu, urât. Dacă stai să te gândești, urât. Stai să te antrenezi acasă, cu măști, cu tâmpeni. Și cu domnul Becali am vorbit de 3 ori, cred că, față în față.
total diferit de ce auzeam în presă și ce declara, îmi spunea mie în față. De exemplu, îmi spunea în față, prima dată când am venit, când am vorbit cu el, ești cel mai bun atacant de la noi din țară. Tu ești la națională, se lipește mingea de tine, ai forță, ai viteză, ai tot ce vrei, numai tu nu ești antrenat. Azi că vorbesc cu antrenori și te antrenează și o să fii la național, numărul 1, te fac eu numărul 1, ești numărul 1. Bine, Nagici, ce să zic? Bine, da, mulțumesc. Următorul meci, la pauză afară, că abia aștept să scap de ăla, că mai am un an contract, dar abia aștept să aduc alt atacant. Adică mie îmi spuneam în față niște chestii și da, acolo trebuie. După aia, după meci, veneam vestiarul, tată, îmi pare rău. Am fost și eu nervos, nu te supăra pe mine, nu e adevărat ce zic, dar sunt și eu nervos, am bale mele. Adică total diferit de da, ce... Da. Mai știi ce să crezi. Nu știu ce să mai crezi, da. Și prin octombrie, cam așa, am primit o ofertă din Italia de împrumut până în vară, adică, nu știu, 8 luni, 9 luni mai era până în vară, în Serie B. Bă, dacă vrei, zice-ne, uite, am primit ofertă, dacă vrei să te duci, dar nu, eu nu vreau să te dau afară sau să pleci. Dacă vrei să pleci și asta, aici o să fie greu să joci, că mai duc și un atacant, venise Buș, din ce mi se pare atunci, o să joc cu el, că o să fie greu să joci, dacă vrei să mergi acolo, dacă nu, rămâi aici, te antrenezi, ție bani, poate te mai bag, poate nu, dar nu-ți garantez că mai joci, că te mai bag sau că te mai bagă antrenori. Cine o fi el? Te mai bagă antrenori. Da. Zic, bă, atunci mă duc, da, de ce să nu? Mă duc acolo, joc, era Serie B, adică nu aveam de ce să nu mă duc, de ce să rămân? Ca ce, să iau bani, să rămân cum nici nu jucam, Naționalul pierdusem de tineret, nejucând. Corect. Acolo era o chestie, eu știam dinainte de meci că ești la pauză, la FCSB. Știai? Știam dinainte de meci. Veneau și îmi spuneau că la pauză ești. Nu conta, dădeai gol, nu, că eu știam că la pauză ești. Că joci doar 45 de minute, mă rog, 47, că tot fi cu prelungiri. Și atunci acolo mi-am pierdut plăcerea de a antrena, de a juca. Mi-am pierdut plăcerea, tu știind că nu joci sau joci 45 de minute, orice ar fi. Și că orice aș face... La antrenamente deja nu mai trăgeai 100%. Eu, cel puțin. Eu zic asta, experiența da. Mea, nu judec, nu critic, nu supăra pe nimeni. Eu doar explic cum a fost experiența mea și ce am gândit atunci. De acum poate să se interpreteze cum vrea. Da. Nu, eu nu intru în polemici cu nimeni, nu cer pe nimeni, nu există așa ceva. În Italia altă mâncare de pește, chiar dacă serie... Ca și condiții foarte slabe, unde da. La echipa respectivă unde am fost eu. Ca și condiții foarte slabe, de antrenament, terenuri execrabile, doar de pământ, rare ori găsea iarbă. Aici, aici pe masă e mai multă iarbă decât pe e mai multă iarbă. Asta-i gazon, dar este gazon bun, dacă era așa, era bine. Știi cum crește, îl tăiem. Era groaznic. Serios, da? În schimb, o echipă de tradiție, o echipă bună cu suporteri mulți, cu toate că era pandemia și n-am apucat să joc niciun meci cu suporteri, dar știu că au suporteri foarte mult prin oraș, ne oprea lumea să poze. La restaurante mâncam gratis, că, adică ajunsesem acolo, am semnat, nu am apucat să mă antrenez sau ceva, m-am dus la restaurant. Oh, tu ești, nu mai semnat, nimic, tu ești Peter, tu ai semnat, acum ai venit, mama, atacantul nostru, cel mai bun, nu știu ce, nu. Deci oamenii bolnavi cu fotbal. Da, în orașul ăla erau și fanatici. Știau că ai semnat, dar fără... Eu nu m-am antrenat, adică doar am semnat, a apărut că am semnat. O pozuț, o ceva pe rețele acolo, socializare, contract, ce era pe Peter acolo, a semnat, da. A apărut probabil vreo știre, nu știu, pe ăla e pe acolo prin ziare. Și a doua zi când m-am dus, am zis să mă prind și eu prin oraș, să văd. M-am dus la restaurant, m-am pus. Oh, de la ușă m-au luat. Haide, stai aici, ce vrei? Foarte păi, tare asta. Da, m-am simțit foarte bine acolo. Foarte respectat, foarte asta. Acolo, uite, dacă îi să mă întreb dacă am vreun regret, ăsta e singurul regret, că am renunțat prea ușor și am zis să vin din nou în țară. Da, am avut... Ai renunțat prea ușor, iartă-mă, la ce acolo? Adică era concurență, era... Da, pentru mine era foarte mult, foarte mare diferență, pentru că se punea foarte mult accent tactic. Pe jocul tactic. Eu fiind obișnuit, mai liber. Mie îmi plăcea să mă duc și stânga și dreapta, da. Să cobor, să mă duc. Dă-mi acolo care eu și mă descurc. Exact, eu sunt acolo. Aici era foarte mult tactic, era foarte mult defensiv. Trebuia foarte mult să mă apăr, trebuia foarte mult să închid spații. Adică, într-un timp foarte scurt, eu am ajuns marți și sâmbătă am fost titular în Italia. 3 zile de antrenament, trebuind să respect tactic. Trebuind să respect, mă uitam stânga-dreapta. Păi, unde sunt? Eram în stânga, eram în dreapta, nu mai știam unde sunt. Nu mai eram pe poziția mea. Și sistemul schimba cu 2 atacanți, cu 3 fundași, cu... La pauză, n-am mai.
am ieșit, nu mai puteam nici fizic, pentru că neantrenându-mă la 100% la FCSB înainte, am pierdut puțin din prospețime și din ritm de joc. La pauză m-a scos, antrenorul, sunt mulțumit de tine în momentul respectiv în care eram fizic. Sunt foarte mulțumit de tine, ai făcut ce trebuia, ok, mai avem de lucrat, da, bine, bun. Dar erai bine. 7 meciuri n-am mai intrat. Eram bine. Eram bine. 7 meciuri? 7 meciuri pe bancă. Niciun minut. Erau și 5 schimbări. Niciun minut, nu mai intram. Stăteam pe mine, la încălzire nu intram. Stăteam pe bancă cu geaca pe mine, că era iarnă. Stăteam, mă uitam la ei cum jucă, să uita antrenorul pe cine să bage, mă ocolea așa cu privirea, să uita, mă sărea. Hai, du-te la încălzire. 7 meciuri n-am mai jucat. Atunci m-am luat mental coach, am vorbit. La antrenamente am început să fiu numărul 1, pe orice. Rămâneam după antrenamente până să întuneca afară. Aveam antrenamente după amiază, stăteam până să întuneca, băteam lovituri libere, șuturi, se uitau antrenorii dinăuntru, mă vedeau, mă dădeau exemplu în vestiar, uite, nimeni nu rămâne, doar el rămâne și am început să fiu titular. Următorul meci, după ce o săptămână de zile am fost numărul 1 la antrenamente și am fost titular. Am jucat 70 de minute, am câștigat meciul respectiv, am jucat bine, cu ocazii, cu defensiv bine, alunecări, eu nu făceam alunecări defensive. Făgeam după fundaș și dădeam alunecare. Mă miram eu de mine, mă ridicam, dar am iarbă pe aici, de ce? Nu știam. Nu știam de ce. Și a fost ok și atunci am zis, bă, dar eu trebuie să joc mai mult totuși. Urma campionatul european din Ungaria, cu Ademutul antrenor, și jocurile olimpice în același an. Și zic, bă, trebuie să le prind. Nu știu cum fac, trebuie să joc. Aici nu prea îmi garanta mie că joc, mă mai băga 15 minute, 10... 60. Adică nu jucam constant. Da, da. Și neavând reușite, zic, bă, trebuie să mă duc undeva să joc, neapărat. Și ce am făcut? Am sunat pe patronul de la UTA, cunoscându-mă cu el, știindu-mă, zic, bă, vreau să vin să joc. Era UTA Liga 1, adică nu mai era Liga 2 cum era. Stadionul nou. Altceva. Altceva. Zic, bă, vreau să vin să joc Liga 1, hai, lasă-mă să joc. Bine, hai. Și aici a fost problema. Asta zic că am renunțat pe ușor să lupt acolo. Să lupt până în vară. Am plecat în februarie până în vară. Bă, și dacă pierd campionatul european, nu contează. Trag Liga 2 totuși în Italia. De acolo pot să plec altundeva. Pe asta îl punem la regrete? Singur. Regret. Singur. Da. Deci în rest, cum se zice, n-ai schimbat nimic. Dar ăsta, dacă ai putea să dai timp înapoi, Dumnezeu, să mai rămân să lupt acolo. Să lupt, am renunțat prea ușor atunci. Să văd ce înseamnă defensiv, să văd ce... Tot, da. Am zis, bă, ok, hai să mi-e mai ușor să joc în România, la Arad, acasă, zona de confort. Da. Și am renunțat prea ușor. E o greșeală pe care face sportivul român în general? Cu chestia asta, știi? Contează foarte mult zona de confort. Noi suntem foarte atașați de țară, de mentalitatea prieteni, de aici, prieteni, acolo, exact. Da. Și atunci decât să-ți fie greu într-o țară străină, să zici, stau aici, era pandemia, era tot închis. Atunci ai urățel, da. Era zona roșie la mine în zona doar supermarketul deschis. Păi ce să fac în tot orașul? Da, stăteam doar în camera de hotel. Dar altfel, într-o situație normală, ai fi rămas? Aș fi rămas, 100%. Pentru că știi ce să spune, toată lumea zice, bă, stai mă puțin că 15 ani suferiți. Sau 10 ani suferiți. Las că ai timp după aia să te îndrăgostești de locurile natale. Știi, o forțez un pic acum, da, domnule? Cariera de fotbalist pe la 20-22, un pic până la 35, 10-12 ani, nu? Las că ai timp după aia. Da, da, da. Dar noi nu gândim așa, adică nu zic, bă, nouă ne vin probabil niște chestii pe moment. Uite, vreau să fac chestia aia. Aici nu pot să fac chestia aia, vreau să mă duc și acolo. Da, să... păi dacă eram dacă eu la Arada cu... Exact. Știi? Sunt și momente, îți vin în cap, pentru că stând într-o cameră de hotel închis, asta trebuia cu declarația să mă duc la magazin, urât să stai acolo. Urât. Și atunci am zis, bă, mă duc acasă, măcar să acasă, zona de... Așa am gândit-o atunci. Da. Și asta e regretul. Asta am zic înțeles. Că e regretul, deci ăsta este singurul. La echipa națională mare? Asta nu e un regret, pentru că nu a depins de mine. Da. Nu pot să zic că, da, mi-aș fi dorit. Ai fost acolo. Aș fi meritat. În antecameră, cum să zici. Aș fi meritat. În perioada când jucam în Dare Mare, că dădeam goluri meci de meci. După campionatul european de tineret, mă refer. Jucam, da, am aveai, revenit la iartă-mă, aveai cunoștință că, bă, vin oamenii după tine, te urmăresc, te ceva, adică știai? De la Națională. De la Federație, da. La campionatul european era domnul contra-antrenor și era și dânsul cu noi în cantonament. La Euro. La Under 21. Da. Deci domnul Rădoi era antrenor și era multă lume din federație. Am înțeles ce spui. La Naționala Mare. Da. Era Cosmin contra. Da, exact. Și noi când ne antrenam, se mai băga și domnul contra cu noi la antrenament și mai vorbea cu unul cu altul. Vezi, vreau să te iau la echipa mare, ești în planuri. Și mi-a zis și mie. A venit, s-a pus lângă mine, deam ture de teren și a venit. Cum e în Danemarca? Cum e nivelul? Că am urmărit, te-am urmărit, că o să vin, o să-ți dau șanse. Ai mai dormit în seara aia? Cum? Ai mai dormit în seara aia? Da, că nu mi se părea ceva, pentru mine cea normal, pentru că aveam rezultate și nu ca și cum am luat din Liga 2 din România. Am fost, mi-aduc aminte că am fost când era Down,
era antrenor și a vrut să facă el un cantonament din ăsta cu Naționala B. Era într-un timp. Să facă Naționala B, adică ăștia care nu prin Naționala Mare sau Junior sau... Și eu eram singur din Liga 2 pe lista aia. Adică reiau tot, Liga 1. Da. Și eu eram, m-am prosit și eu pe lista aia. Zic, ce caut eu pe lista aia de la Naționala Mare? Că ok, Naționala B, cantonament amical. Dar să fiu în vederile naționale mari din Liga 2, am fost așa puțin surprins. Dar a fost anulat turneul, că nu a vrut nu știu cine, nu lăsau echipele de Liga 1 jucătorii la naționale, că era cu campionatul și s-a renunțat. Dar atunci când am vorbit la Euro, nu m-a surprins faptul că voia să fiu la Naționala Mare. Adică jucam bine în Danemarca, meci de meci, dădeam goluri, eram la Naționala de tineret. Cât de cât important, dusem goluri și acolo, nu a fost nimic surprinzător. Doar că cu aia am rămas. Am înțeles. Cu discuția, asta e singura chestie, discuția am rămas. Discuția a rămas la turele de teren. Turele de teren, bucum în Danemarca, că îmi place, că o să-ți dau șanse suficientul la Națională. La niște FCSB ai fi vrut mai mult? Da, adică acolo e 100% de mine a depins. Primul meci titular, ratez ocazii mari. Al doilea meci titular, ratez ocazii mari. Are dacă mi-intrau, primele două meciuri. Minutul 2, debut. Mi-aduc aminte pe Arena Națională cu Chindia. Meciul meu de debut, titular. Îți intră altfel, altfel stăteam acum de vorbă, știi cum se exact, expresia. Exact, scapă de pe partea stângă, nu mai știu cine era, Soiledis, dă la poartă, respinge portarul în lateral și din alunecare, ok, era unghi destul de închis, era destul de greu, din alunecare dau minge și trece pe lângă bară, poarta goală. Dar dacă intra mingea minutul 2, la debut în minutul 2 aveam gol. La FCSB în minutul 2. Altfel era. Îi prindeați, îi omorați. Altfel era. Adică, meciul ca meciul, dar zic, probabil încrederea și în pentru mine. Tine, exact. Exact. Meciul 2 la Botoșani, 1-1 parcă, scăpăm 2 cu portarul, îmi dă pas un pic, nu cu stângul, dar pe lângă poartă. Poartă. Adică și eu sunt conștient că ok, nu mi s-a dat încrederea, că unii și alții au ratat ocazii poate mai mari și le s-a dat încredere, mie nu, dar totodată nu sunt optica, nu țin ură, nu sunt urâcios să zic că bă, din cauza aia. Am ratat, ok, am ratat, s-a întâmplat și mi-am asumat. Bă, am ratat, da, bă, asta e, ce putem să... Eu nu cred că nu am văzut dau gol, cred că am văzut să ratez. Am ratat. Putem să fac mai multe, clar, la FCSB. Putem să nu plec, putem să zic, bă, stau aici, nu mă duc în Italia. Stau și lupt, mă bagi, nu mă bagi, bag antrenor, mă bag. Corect. Stau și mă antrenez. Poate joc. Intru într-un meci, dau goluri. Doar că eu știu dinainte că și dacă dau gol și dacă nu tot ies. Aici e greu pentru... Să rămân. Adică acum după război știi putem... Hai mă, cum n-ai putut să rămâi mai mult? Da, dacă uite, tu n-ai știi muncii, că stai... Da, dacă tu știi în Italia, că în Italia, da. În Italia acolo. Puteam să rămân, că acolo știam că mă mai bagă, mai joc. Adică acolo, ala e singurul meu regret de ce mulți am plecat. Mulți știi că au pățit treaba asta, adică probabil că ai mai vorbit și că ai mai citit, ai mai văzut foarte mulți jucători români, începând după, imediat după 1990, deci nu acum. Da. Dor de casă, păi am lăsat acolo, cu tare, hai să mă întorc, nu știu, și după ce au venit aici sau după ce au terminat cariera, a zis, Doamne, păi de ce n-am rămas eu mă acolo sau și așa mai departe. Da. Din păcate asta e, dar uite, faptul că sunteți mult mai deschiși acum, nu numai fotbaliștii, pentru că sunt și jucătoare de handbal care au pățit asta, sunt și sportivi din tenis, de exemplu, care, ok, acolo mai greu să fii, că nu ești cu echipa, dar care vin și spun și vorbesc, domnule, uite, să se uite la podcast, la televizor, aia tot felul de sportivi tineri și să vadă că să nu mai greșească lucrurile astea. Adică o discuție cu Cătălin Munteanu acum nebunește, că el spune, bă, nene, eu am greșit aia. Și de-abia acum ați conștient. Exact. Și chem copiii tineri, fotbaliștii tineri la mine, indiferent că sunt antrenor sau că are el o chestie din asta cu mental, că îl pun pe canapea și spun, băi, uite ce am greșit eu acum 25 de ani sau 20. Nu greșești și tu. Da. Știi? Da. N-ai venit cu mâna goală, avem și niște pozuțe. Avem, hai să le comentăm. Da, dar trebuie să ni le povestești. Da. Asta primi mai cu domnul Hagi. Mamă, ce imagine e asta. Asta o am la suflet, așa. Cât aveai? 19, nu? Că n-aveai față de atacant. Nu. No. Tăticule, asta trebuie să o faci poster. 9 pe spate și domnul Hagi te îmbrățișează. Da. Hai, noroc. Aici adusem un gol cu voluntari. Era un meci foarte important, adică era foarte mare presiunea. Pentru ai fizic că era așa de fotbalist, așa? Ai fizic de... Așa pare, te faci de râsă. Da. Dau bine pe sticlă așa la poze. Că... Da, și după ce am dat gol în minutul 15, m-am dus să-l îmbrățișez pentru încrederea. M-a pus titular, mi-a dat încredere când nimeni nu mai credea în mine. În momentul respectiv m-a luat el la parul, mi-a dat încredere. Dar așa face cu toți, vezi? Da. Asta e secretul. El știe cum se iau jucătorii mai... Nu poți să explice, mai diferiți. Și că a devenit un fel de
De ștampilă, bă, dar lasă-mă. Mie mi-a rămas eticheta, cum că nici măcar domnul Hagi n-a putut să mă resusciteze. Păi cum? Dacă mă uit la, dacă ne uităm la statistici, am un gol la două meciuri, la minutele jucate. Am dat 11 goluri înainte să plec. Alții dau 6-7 goluri și sunt la națională, mamă ce sezon, ce... Deci și am dat la minutele goluri jucate ai un gol la două meciuri. Un gol la două meciuri. Intram minutul 75, minutul 76 dădea în gol. Intram minutul 85, minutul 86 dădea în gol. Intram minutul 90, scoteam penalti, dădea în gol 91-90. Ca minute jucate, un gol la două meciuri. Ca meciuri, ok, am jucat, pentru că și dacă joci un minut, să pune un meci. Da. E, am jucat 30 și ceva de meciuri sezonul, am dat 11 goluri. Și nu ajung 30 ceva de meciuri, 11. Adică... Și, da, bun, sunt unii care sunt luați la națională după 6-7 goluri, chiar mai puțin, și cu 8, 9, 10, 11 goluri, nici măcar, bă, ce faci, cum ești? Dar pe asta nu treci la regrete. Nu. Că nu a depins de tine. Exact. Asta, adică, asta spun, a depins de mine național. A fost, adică n-ai că fost convocat și, și n-am ai făcut bătut treabă. Joc. Exact, da. N-am ajuns să fiu convocat, cu toate că probabil într-un moment aș fi meritat. Că era în Danemarca, că era aici la Faro, când dădeam gol. Am avut o perioadă la Faro când am dat în 3 sau în 4 meciuri gol în fiecare meci. Gol, 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 gol. Și nici măcar, măcar să te fi luat, nu titular, dar măcar să-ți fi dat un 80, telefon, un mesaj, un ceva. Bă, bravo, sau hai că ceva. Am înțeles. Adică sunt niște chestii, că de ce mie, care am dat 11 goluri, nu mi s-a întâmplat, nu, n-am fost convocat, și alții care dau 4, 5 goluri, 6 goluri, sunt ridicați și făcuți și la naționale, și la străinătate, transferuri, știri, mamă ce fotbalist, mamă ce... Corect. Păi stai, că... Hai să mai vedem, da. Da. Ai dreptate. Așa, la FCSB, dacă știa Cupa României, primul trofeu la FCSB după mulți ani. De când am mai câștigat campionatul, până la momentul ăsta a coincis cu faptul că eu eram acolo. Adică pentru mine a fost așa un moment de satisfacție, știind că am câștigat un trofeu cu FCSB pe care ei nu, adică ei nu au câștigat de mult timp. Frumoasă și poza asta. Da. Frumoasă. Aici în derby. Golul ăsta cu Dinamo l-am dat în secunda 50 și a rămas cel mai rapid gol din istoria derbiurilor. Da. Nu știu dacă și FCSB Dinamo, sigur, cu denumirile și cu astea, nu știu dacă și dinainte de 2003, dar din ce am știu, cred că și asta a rămas cel mai rapid gol din derbi. Așa e adevărat că se trăiește un campionat întreg pentru un astfel de meci? În momentul în care eram noi atunci cu pandemia. Da, adică e mai ciudățel. Mai ciudățel. Plus că Dinamo nu era Dinamo. Da. Adică era într-o situație rea. Dar totuși, e special să dai gol în secunda 50 într-un derby. Chiar aici, înainte de meciul ăsta, asta e meciul retur din Cupa României. În meciul tur câștigasem 3-0, dar a apărut o știre cum că ar putea să pierdem noi 3-0 la Masa Verde pentru că a fost folosit un jucător, deși nu ar fi trebuit, cu Vlad. Era ceva cu portarul. Da. Și înainte de meci ziceam, bă, trebuie să câștigăm peste 3-0, că dacă le dăm meciul lor 3-0, noi măcar să avem 4-0. Și să avem, și avem domnul Becali în vestiar, înainte de meci. Și a zis, aveți 5.000 de euro de căciulă pentru fiecare gol peste 3 goluri. Deci de la 3-0, dacă golul 4, 5.000, golul 5, 5.000, golul 6, 5.000, câte goluri dați, atât aveți de căciulă, ca să fim noi siguri. Și am dat golul în secunda 50. Imaginează-ți că toți ne gândeam, mai rupem, dăm 7 goluri, 8 goluri, dacă în secunda 5 am dat gol. Și așa a rămas, 1-0. Și până la urmă ne-am calificat, că n-a fost problema vreau să zic, mamă, secunda 50, îi rupem, ce, dăm 5-6 goluri. Corect. Și a rămas cu 1-0. Hai să, bună asta poza. Ia uite aici. Capitana națională de tineret. Aici deja trecuse generația de euro și venise cealaltă generație, tot de euro, de fapt. Și la calificările aici, era încă domnul Rădoi antrenor, nu plecase la Naționala Mare. Aici venise după o răceală, cu meciul cu Ucraina. Nu, nu mai știu. Am avut un meci înainte. Nu cu Ucraina. Apusesem un meci înainte și eram foarte, foarte bolnav. Și înainte de meci am fost rezervă. Am intrat și mi-a pus banderola pe... Când am intrat, mi-a pus banderola pe braț, că eu trebuia să fiu capitan în meciul ăla. Și era un nume în echipă. Cum sunt, era Olaru, cred că, în spate. Nu știu, sigur. Erau mulți jucători atunci. Îți cade mâna așa un pic în stânga? Când îți, când o ai la națională. Când o ai la națională, trage un pic. Eu nu eram obișnuit cu capitan. N-am fost niciodată capitan. Și nici nu mi-a plăcut să fiu capitan. Pentru că eu sunt foarte irascibil pe teren. Mă nerveam repede. Nu eram capitanul la lider, să zic, hai, nu-i nimic.
Hai băieți, am luat gol, mergem mai departe, mai e un meci. Nu primeam o pasă sau așa, eu înjuram. Fugăreai ca Alibecul la fugărit alaltă ieri. Și mă supăram și dădeam din mâini și certam, nu puteam să fiu capitan. Dar așa considerat în deci momentul ăla. Deci asta te și responsabilizează. Clar. În momentul nu mai puteam să, acolo, puteam mai să fac, să, mai. Să dau din mâini, să mă supăr. Trebuia, haide, hai, nimic. Dar nu eram natural. Da. Asta e chestia cu capitanul. Da, poza asta și asta este. Uite-te puțin cum e, cu umbre, cu tot, pe jos, cu, adică la e voluntate. Artistică. Și am câștigat 4-1 meciul cu Finlanda. Am dat pas de gol. Am intrat în minutul 75 și am dat pas de gol. Și a venit și a zis, du-te mă, antrenorul i-a zis cuiva, du-te și dă-i banderul la lui. Nu? Sau când ai intrat? Când am intrat, că ieșise Pașcanu, cred că era capitan în momentul ăla, ieșise el, a făcut vreo 2-3 schimbări în momentul când am intrat și eu, a ieșit și el și a zis, dă-i-o la Adi. Când... Pe românești, așa e mișto momentul ăla. Da, 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 e mișto rău. Am simțit bine. Adică zicem ploaia, noi așa, care n-a de... Da, noi de afară, dar tată când întinde și zice... Da, da, dă-i-o la Adi. Știi și camera pe el și așa? M-am și mirat, zic, dă-i-o la Adi. Și ăla traversează jumătate de teren doar ca să-i pună pe aia și iese afară după aia, că el a fost la schimbare. Nu e... Adică o vedem noi la televizor. Eu m-am mirat, am auzit pe mama că dă-i-o la Adi. Bă, alta din numai... Mă uitam după un Adi, zic, hai, dă-mi, ce să... Bună, bună, da. Este golul de la Euro. Da, mamă, cu Croația, frate. Cu Croația. Mamă, asta cum e asta, poza asta? Și lumea în spate cu se bucură și jucătorii croații și tot, mișto, și culoarea echipamentului. Emil Hosulongin plângând. Da. Aici a fost problema la mine cu VAR-ul, că a fost anulat golul ăsta. Da. Și aici mă bucură, m-a prins așa, dar eu de-aia mi s-a dus zâmbetul că a arătat Fanionul, a ridicat Fanionul arbitru. Da, da, e gol contra Croația. Am intrat în minutul 89, și minutul 90 am dat gol. 3 minute s-a judecat faza și minutul 94 fluierat. Eu atât am făcut în meciul ăsta. Am intrat, am dat gol și am ieșit. N-am alergat, n-am atins mingea, o atingere. Dar te lipești din astea când intri la un... Eram la acolo, un... lipit. Da, ei, așa era ceva bine, nu te lipi. Da, că nu... Da, da, da. Da, e mișto rău. Imaginea asta. Îmi place foarte mult asta. Foarte tare. Da. Tot de la Euro, dar da, cu un băiat. Cu un, da. Cu un băiat. Îl știi? Îl cunoști? Am auzit cunoscut, de nu? El, da, am auzit. Și celălalt, nu știu cine e în spate, dar știu că în dreapta lui era Konate, alt băiat. Tot așa genul lui. Niște și în fața lui mai era Guendouzi, mai erau, 50. Mai era un Turam în atac. Ăla Micu. Ăla Micu, nu. Adică, na, a fost ok. E ceva, campionatul ăsta. E ceva, eu rămân ceva, cu amintiri, nu? Rămâi cu chestiile astea, rămâi. Că asta rămâi când te lași de fotbal, că da, te lași da. 18, 25, 23, 7, rămâi cu amintirile. Corect. Cu asta rămâi, uite. Și poți să te lauzi la modul sincer că, bă, ai fost acolo cu ei, cot la cot, umăr la umăr, cu niște jucători de 40-50 de milioane. Exact. Când încep să le spună sumele de transfer acum, leșini. A, ce l-a luat și pe ăla pe 40. Sunteți nebun la 40 de milioane de euro. Da. Bugetele tuturor echipelor din divizia noastră într-un sezon. 40 de milioane, nu? Ai două, trei mai răsărite și în rest trag din drepturi și ce dă Consiliul Județean, nu? Din exact. Drepturile TV și drepturile mai dau. Da, ai de capul. Noroc cu TV-ul. Ca și joci contra unor fotbaliști. Da, te ține asta pe piept sau te, știi? Cred că mai urmează, nu știu dacă mai urmează poză sau nu, dar mai am o poză sigur când am încercat eu, am venit tehnic. Primisem o minge și am încercat cu venise mingea în aer puțin, era exact în poziția asta era poarta aici în exterior și am încercat cu călcâiul, am dat-o peste el și am zis că le-au la viteză și când mi-a pus mâna atât mi-a pus mâna, m-am dat deci eu din alergare, el mi-a pus mâna și m-am dat eu în spate așa forța, când a pus mâna pe mine și m-am dat eu în spate din viteză, el stând pe loc, eu în viteză a pus mâna, m-am dat în spate. Dar întrebarea și a pus asta, pe mine. Bă, nu zic că ai mai auzit-o de 100 de ori, unul care ți-a mâncat viața? E vreunul care să spui, domnule, mi-am... Zic că n-aveam ce să fac cu el. N-am mâncat zilele astea. Contra lor n-am apucat să joc foarte mult. Jucasem vreo 20 de minute și cu Franța, dar nu simțeam că pot să fac ceva, sincer. Ce împotriva lor. Nici n-ai încercat-o, dar nici nu... Am încercat-o o dată de două ori și am simțit și bănuiesc că n-aș fi putut face mare lucru împotriva lor. Să zici că scap de el și era băiatul celălalt, Konate lângă el. Scăpai de el, venea Guendouzi și veneau alții. Adică nivelul era foarte ridicat. Bun, dar vouă vă tremurau gladiolele când intrați? Nu. No. Că știai contra cui joci, că doar nu era o surpriză. Da, era surpriză, sau contra Anglia. Dacă îți iau pe toți Foden și cu care am jucat atunci... Și o naționala Croației, chiar dacă ei nu sunt, să zicem, cunoscuți. Băi, era Halilovic. Bravo, da. Erau câțiva jucători care au ajuns acum și care uite-te și atunci erau cunoscuți. Uite-te la cum arată tuns așa pe niuță, tot timpul cu un bandaj pe mâini, pe... E fioros. Tomori.
Da. Era fundaș central la Anglia. Era Van Bissaka. Atacanți erau, a jucat Calvert-Lewin, a ieșit, a intrat Abraham. El nu era Abraham, era Solanke. Adică trei atacanți care sunt în Premier League sau au fost prin Premier League la un moment dat. Da. Și am bătut, adică erau... Da. Deci nu, noi nu aveam treabă cu ce jucam. Ce ați avut atunci? Ce ați mâncat? Ce ați băut? Ce ați... Mă știi, care a fost? Nu știu să zic grupul? Secretul, dar nu ne era frică de nimic. Grupul, da. Grupul. Grupul, da. Știai că te bazezi. Păi știai că dacă trece de mine, era în spate. Știai că dacă trece de ăla. Știam că toți ne ajutăm. Deci toți spun la marile echipe. Nu, deci nu se certa nimeni. Da. Nu se certa nimeni. Greșea o pasă, nu certa nimeni, nu reproșa nimeni nimic. Muncea, greșeam eu, alergau doi pentru mine. Greșeau ei, alergam eu. Da. Adică asta conta. Și nu ne era frică. Și bă, jucăm cu Franța. Și când am văzut echipa de start, cred că era unul care nu, pe care nu știam. În rest, și nu ne era frică. Nu zic, da, bă, intru, mamă, mă rupe upa mea, că am umplut la picioare. Și ei păreau bătrâni, deși erau la Naționala, da, dește ei. Băieții ăștia, da, par mai bătrâni. Păreau că au jucat de, da, bună poza asta. Bine, cam toate. Da, astea le-am ales. Asta e special pentru mine. Nu e ceva wow, e de la Faro. E special pentru mine pentru că a fost primul gol al meu la Faro. Adică tot așa după o perioadă lungă. Da. Când am reușit să dau gol în meci oficial, a venit golul ăsta. Tot așa, intrasem în minutul spre final, 70 și ceva, și am reușit să dau golul în minutul 80 ceva, 90. Dar aici îmi place foarte mult reacția colegilor, pentru că mai am și altă poză, dar nu cred că o să apară. Au venit toată echipa să strângă în jurul meu, știind cât de important e golul ăsta pentru mine. Și m-au felicitat și pupat, da, și s-au bucurat foarte mult ei pentru mine. Asta m-am bucurat și de am ales poza asta, că e ceva special. Și simți și tu altfel. Am simțit încrederea echipei. Da. Știau că trec printr-un moment mai așa. Și s-au bucurat foarte mult pentru mine. Asta a contat în momentul corect, ăla. Corect. Asta e de acolo. În Danemarca, da. Eu obișnuiam să mă bucur așa la goluri acolo. Adică ei știau deja că asta e marca mea. Când dădeam gol, știam, ori făceam așa, ori ridicam mâinile în lateral, cum face Bellingham acum, ca să înțeleagă copiii. Da, exact. Și dar chiar tu ai avut idol? Zlatan. Când eram mic, înainte să trecem la seniori și pe teren mare, știi, când ești copil, joci pe teren. Da. Era Kaká. Eram nebun după Kaká. La examene, de examene, eram în clasele mele și nu scriam numele. Scriam Kaká. Nu cred. Așa și a chemat învățătoarea părinții. Păi ce scrie prostiile astea? Că ei credea că scriu... Da. Eu nu știa cine e fotbalistul Kaká. Scriam cu capa. Eu scriam cu capa. Da, lasă, bă, nu mănei tu pe noi la mișto. Și scrie prostia, chema părinții. Nu, zici, stai că doamne, sunt fotbalist, aveam tricou cu Kaká, eram nebunit pe Kaká, mă uitam la meciuri, eram nebunit. Ce? Că scrie prostii, că ca nota la purtare. Stai, doamne, neștită, că e un fotbalist, nu te... Dar eram nebunit. Și după aia când am început la teren mare, să devin atacant, că atunci eram mijlocaș la teren, când am început să devin atacant, am început să-mi aleg niște jucători, dar am rămas cu Zlatan și mi-am format caracterul, adică încercam să-i copiez orice. Mă uitam la mișcările lui, mă uitam la absolut orice, atitudinea lui, personalitatea lui, interviuri, știu interviurile pe de rost, toate prostiile foarte lui ce ziceau. Tare, da. Și mi-am format și eu cât de cât, urmărindu-l de mic, am încercat și eu să par ca el, mai arogant, da, mai... cu toate că poate nu stătea bine sau nu eram, dar eu încercam, mă credeam, făceam, uite cu Zlatan, când eram mic, mă rog, 14 ani, 15 ani, am făcut un calendar și am scris ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai până în decembrie. Și am scris Zlatan, o parte, am tăiat și numele meu. Când dădea Zlatan gol, trecem o bulină la Zlatan. Când dădeam eu gol, îmi trecea mie. Făceam concurs cu el. Cred. Concuram cu Zlatan eu. Și l-am pus pe ușă și când dădea el gol, mă uitam la meciuri. Dădea gol, mergeam, îi notam și meciul cu cine juca data. Luna august a dat două goluri. Foarte eu în luna august aveam trei goluri. Și la final scriam totalul. Bine, mă bătea mereu. Eu dădeam goluri la juniori, el unde dădea goluri. Dar ca idee, adică aspiram să ajung ca Zlatan, să fiu și eu ca Zlatan, să dau goluri. Nu l-ai cunoscut, adică nu te-ai întâlnit cu el. N-am avut ocazia, dar... Da. Ar fi frumos să mă întâlnesc. Și aici, după un meci cu Brownby, când ți-am zis că i-am bătut pe unde am prins. Cum sunt cu fotbalul suporterii? Danezi? Acolo, da. Depinde din de ce echipă ești. Că dacă ești la echipe de tradiție cu mulți suporteri și un oraș mai mic, sunt foarte fanatici. Sunt foarte... Dacă ești la o echipă... La tine erau? Adică, erau? Da, erau. Mai ales când jucai contra echipelor de rivale, cum era Midtjylland, că erau destul de apropiate. Când jucai cu Midtjylland, era stadionul plin. Stadionul de 18-20.000 de locuri era arhiplin. Bun. Dar da, mai ales la derbiuri venea foarte multă lume și nu exista să te huiduie sau să te înjure. Nu pierdeai
N-am pierdut, dar serios? Puteai să pierzi 4-0, nu te hui de anii. N-aveau asta în... Nu. Te aplaudau, erau supărați, dar te aplaudau. Te vedeau pe stradă, nu ți era rușine să ieși pe stradă. Veneau, bă, nu-i nimic. Ok, hai. Data viitoare. Aici am dat gol cu Brombi. Meci important, după meci s-a dat afară antrenorul de la Brombi. Da. A plecat din cauza că am bătut noi. Și... Eram într-un moment foarte bun, deci dădeam gol meci de meci. Le-ai învățat limba? Adică vorbeai cu ei? Nu. No. Ei, limba lor a doua oficială e engleză. Adică dacă mergi orice om de pe stradă, orice angajat, orice, vorbești engleză la perfecție. Te-ai putut obișnui la stilul lor de viață, mă da, refer. Da, ți-am spus, acolo am crescut, eu ca și cum acolo am... Adică n-am niciun fel de problem să mă adaptez la stilul lor. Fiind tânăr, eram dornic să experimentez, să învăț. Nu eram sătul de viață, lasă-mă că știu eu pe ale mele. Da. Eu acolo m-am dezvoltat, acolo mi-am făcut obiceiuri, le-am învățat să conduc. Și a contat asta, nu? Adică te-a ajutat. Da. Da, corect. Hai să mai vedem. Sau asta, cum am spus, că mă bucuram ori așa. Ăsta a fost cel mai bun meu meci de acolo, cu Norgeland. Norgeland, echipa FCSB a scos. Ei erau în Europa în momentul ăla, adică au la începutul campionatului jucase în Europa și era ultimul meci din tur. Urma vacanța după meciul ăsta. Și era foarte mare presiune, adică trebuia să strângem puncte și era cu Norgeland. Zice, mamă, vin ăștia. Aveau niște copii cu Dus sau de la Ajax, West Ham acum, erau acolo, era Scov Olsen și la Bologna și erau foarte mulți jucători. Nelson, fundașul de la Galatasaray. Erau toți aici. Toți aici, contra lor. Minutul... Uite că am spus că nu huidea lumea. S-a întâmplat, minutul 30, mă huidea lumea. Am pierdut toate duelurile, toate mingile. Norgeland era peste noi. Când se dădea mingea pe mine, o pierdeam. Adică nu țineam și eu de minge să mai scot ceva, o pierdeam. Nu puteam să driblez. Nu... Și că am început lumea să mă huide. Era 0-0 încă, dar când... greșeam o minge așa, bă, s-auzi. Nu huiduiau la sensul că tot stadionul băga mea și face. Da, erau unii s-auzeau care... nemulțumiri. Deja ca și cum, bă. Și a fost cel mai bun meu meci după aia. Am făcut o fază, am luat-o pe partea stângă în viteză, am intrat în careu, am driblat, am dat pas de gol 1-0. După aia am fost numărul, dădeam pase cu spatele, cu umăr, cu făcea lumea să ridică lumea în picioare, să mă aplaude. Am dat gol meciul ăla, un gol foarte frumos. Terenurile bune pentru clima lor? Aici era hibrid. Toate sunt hibrid. O singură echipă ce avea sintetic era Silkeborg. Tot care a bătut pe FCSB. Ei aveau singur sintetic. În rest, toate hibrid. Se schimbau la fiecare început de sezon. Termina meciul azi. Mâine dimineața era tot descoperit. Nu mai vedeai gazonul. Serios? Când veneai după 10 zile, 14 zile, deja era iarba crescând. Foarte tare. Adică un nivel imens. Da. Și aici, după golul 3, am bătut 3-0. Mamă. După Norgeland i-am rupt. Dacă am spus, era, dădeam pase cu spatele, cu umărul, cu gâtul, cu urechea, lumea în tribune, făcea spectacol. A fost un meci... Te simți fotbalist atunci. Da, și atunci s-a terminat și campionatul, mă rog. Pauza, am plecat și fericit acasă, cu gol, cu... Da, a fost... Corect. A fost mișto. Așa mă bucuram eu, de obicei, la goluri. Foarte acolo așa sau cum a fost poza de mai devreme? Aici, da. Asta, uite ce era aici. La Euro, da. Și aici e doar o parte. Adică... Și ăsta este Emil Hosulongi. Da? Nu știu, n-am văzut. Așa bine, nu comenta atunci Hosulongi? Era în tribună? Comenta? Poate era altcineva să fi comentat. Nu, era el cu Olaianos. Erau amândoi. Aici era meciul cu Germania când în semifinale. N-avea cum. Doar dacă comenta de acolo. Dar nu cred că comentați. Nu cred că comentați de acolo. Dar vezi, început să rămâși noi. Grație voi. E prima dată după multă vreme. Aici foarte mult lume au venit de acasă, special pentru semifinala asta. Și mi-au zis multă lume, bă, dacă treceați de ei, veneam în finală, veneam toată țara. Cred că veneam pentru voi să vă vedem. Și aici e doar o parte din ce a fost. Mamă, asta am pus-o să... Pentru un turneu între 21 într-o țară străină, să fie doar o parte așa și la 50 de grade, era o căldură, stăteam în... Știu că nu se vedea bine nici pe teren. Fai, de că la nivelul gazonului, cred că erau 50 de grade pe puțin. Da. Și să vină lumea și... Foarte tare. Aici scria Arad, numai că erau de la mei ăștia. Da. De-aia zic, cu astea rămâi, astea îți aduce aminte peste câțiva ani și... Acum n-ai mai încercat sau n-ai mai vrut, nu știu, să sun la Arad, să spui, domnule, să mai facem o ultimă încercare? Bă, da, am încercat. Chiar acum, după ce am reziliat cu Chiajna, am zis, bă, hai să contactez. Omul să mai încerc. Din cartuș. I-am scris, a zis, i-am scris, i-am trimis mesaj că
aș vrea să vin la UTA să joc, că sunt și mai ieftin și mai bun decât ce aveți acum, acolo. Așa a fost mesajul. Adică avem o relație din asta, mai de prietenie. Da. Și îmi zice, ești antrenat? 100%, n-am pierdut un antrenament, că așa era, nu mințeam cu nimeni, n-am mințit niciodată cu nimic. Am dat gol, îmi revin. Ești liber? Da, semnez rezilierea. Asta a fost toată discuția. Așa dar poate mai aștept. Da, eu sunt liber, pot să semnez oricând, dar nu. Și dacă ar fi, cum ți-am spus, oriunde a semna, ar fi aceeași problemă, după o lună m-ar lua. Da. Adică n-are rost. Știi? De-aia am și ajuns la concluzia că, bă, poate încurc și lumea, mai mă înjur. Eu, uite, pe maică mea nu mai las să vină la meciuri. În ultimii 2 ani am interzis să mai vină la meciuri. Am înțeles. Păi cum? Da, motiv. Ea stă în tribună și vin oamenii care bea să-mi bată toată ziua și vin și înjură, păgamia, își faceți scoateți-aș și maică mea e în față și aude. Așa este. Adică la mine asta a fost mare problemă. Băi, eu n-am făcut nimic la nimeni niciodată, nu înțeleg. N-am greșit cu nimic, n-am înjurat pe nimeni, n-am bătut, n-am certat. Nu înțeleg ce atâta ură patima asta, față de mine. Din partea mea, ok, tu consideri că sunt slab. Nu îți place ție de mine. Dar nu pe niciun jurat maică mea, sora mea, să nu ne mai chem la meciuri, să nu te audă pe tine cum mă înjuri. Că și eu, hai să mă duc și eu să-ți dau ție 10 lei. Unde lucrezi tu? La fabrică, taxi, ce faci? Îți dau 10 lei intrarea, o aduc pe maică ta, toată familia și încep și ți-o iau în timp de tu lucrezi. Da. Hai să o iau pe maică ta, să o fac, să o drug. Și tu muncește, fă-ți treaba. Păi cum să mai fac treaba când maică mea stă acolo? Când tu i-auzi, băga-mea, spate-ți-a, slabule, lasă-te, mercenare, mai știu ce am mai auzit pe acolo, prostii. Ca dar nu poți să spui că nu le pui la suflet, că îți închizi urechile și se aud. Se aud, mai ales dacă nu e o atmosferă din asta infernală. Și dacă terenul nu are pistă de atletism. Așa când am calificat la Euro, e mișto poza cu confeti, cu șampania, știi? Adică am calificat la Euro, am dat gol meciul ăsta cu Lituania sau Liechtenstein, nu mai știu cu cine am jucat, am bătut 4-1 parcă, sau 4-0, nu mai știu. Am dat gol meciul ăsta și mișto poza așa pentru ce semnifică calificarea la Euro. Și... De ce au ajuns de acolo foarte puțini? Sus? E o explicație? Nu știu. Probabil din afară să vină cineva să spună, eu nu știu să spun de ce, eu știu de mine. Pentru că știm rezultatele și alea n-au fost la noroc. Nu poți să ajungi într-o semifinală să bați niște echipe pe care le-ați învins voi. Da. Noroc. La vorba ta să lovești mingea o dată în cap, dar nu poți să lovesc toate meciurile în cap. Că ajungi campion mondial nevinovat. Euro, și campania de calificare a fost. Da. Ai bătut Portugalia, da. Ai bătut Elveția, ai bătut Bosnia. Adică nu e întâmplare. Asta zic. Că și ce se întâmplă după aia? Cum am spus, poate forța grupului. Și dacă ai ieșit din grupul ăla, înțeles, da, te-ai dus intrând în alt grup, probabil nu mai ai același impact. Nu știu, sunt multe chestii. Fiecare știe mai bine viața lui personală. Eu ți-am spus de mine ce s-a întâmplat, de ce, cum. Și dacă sunt încă 4-5 cazuri ca astea, posibil. Ok, uite, nu toate cu accidentări, dar să nu-ți găsești echipă, să... Știu de Băluță, știu sigur că a pățit la fel. Cu accidentare, cu glezna, operația, a pierdut vreo 2 ani. Tot accidentare, la fel. Ionuț Radu nu și-a găsit echipă. Da. Sunt. Când a ieșit din grup, probabil, s-a format, nu știu, alte chestii. Hai să mai vedem. Știm pe domnul. Îl știți? De unde știți pe domnul? Am mai auzit de el. Dar ce căuta acolo sau cum? A semnat. Am jucat cu el, am fost coleg cu el o perioadă, 2-3 luni. Dar vrei să zic că am cunoscut el prima dată? Serios? Uite, asta n-am știut-o, de ce s-o fac? Uite, prima mea interacțiune cu el. Da. La cantina, la club, se dădea la micul dejun și prânzul. Și intru la micul dejun, eu dimineața mai bine mă las în pace, nu-mi place să vorbesc cu nimeni, sunt irascibil, nu-mi place să mă trezesc dimineața și ne trezea pe la 8. Era întuneric în Danemarca la 8 încă. Obligați să mâncați? Obligat să mâncăm, mergeam, îmi puneam o plătit sau ceva pe acolo, în fine. Îmi pun în farfurie și să mă duc la masă. Și pe locul meu stătea cineva. Și cu spatele la mine. Nu știam cine. Mă duc la masă, le iau așa după gât. Îți dai seama, aveam 19 ani, 20 de ani. Le iau așa de gât. Nu m-am uitat la el, l-am luat de gât și mi-am pus farfurie așa. Și îi zic, fără să mă uit la el, zic, vezi că ești pe locul meu. Și mă uit, îl văd, se uită la mine așa. Și îmi zice, tu ești român, nu? Și, da, de unde știi? Păi voi aveți tupeu ăsta așa. Nu asta mi-a cred spus. Așa, voi, serios. Voi sunteți tupei ești. Bine, el venind la meciuri, știa de mine. Că veni să uităm la meciuri, știa cine e ăsta. Peter, e român, s-a interesat probabil. Și mă știa, dar a dat-o așa ca și cum aveți tupeu. Ești român, a? Tu ești român, nu? Și da, de unde știi? Păi, tu voi aveți tupeu ăsta așa.
Ca și cum ne simți, dar nu l-am deranjat, că de atunci am devenit cel mai bun prieten. Stăteam în vestiar împreună, pasele doar numai după mine se uita, ieșeam în oraș, adică am devenit, n-a fost ceva de ceartă sau de aroganță. Da. Pur și simplu, vezi că stai pe locul meu, bine, s-a mutat, asta e, mi-a luat, bine, mai stai jos, stai pe locul tău. Masa era goală. Adică nu e ca și cum, că era ocupat. Puteam să stau lângă el. Da, pe tine te-a deranjat, dar cum? Cum stai tu? De 2 ani de zile, de un an și ceva, stau eu pe locul ăsta și vii tu și stai pe locul. Cine ești? Nu știam cine e. Și fain că m-am uitat și am văzut. Asta e prima mea interacțiune cu el. Și după aia vorbea cu mine non-stop. Du-te, pleacă acolo că ți-o dau, mă uit după tine la antrenamente. Îți dau mingea acolo, pleacă acolo, unde plecam acolo, de nu să uita, nu botezi mingea. Chiar dacă era el, nu mai era în forma lui, era puțin supraponderal. Și s-a mai împlinit. Nici nu mergeam să-l atac, că nu jucam contra lui, nu-l atacam la antrenament. Păi nu puteam să-i mingea, pentru ce să mă duc să fac efort degeaba. Din plasament, mai faci și de râs că ți-o mai dă niște centrări și pase și astea, de nu înțelege nimic. Și cât a jucat, doar 3 luni? 3 luni, da, după aia s-a retras. Nu mai putea fizic, era... Da, supraponderal, deja era să se retragă. Și a venit în Românica. Pentru că nevasta lui era la Iceberg, juca atunci și acolo. Și a stat și el cu copilul. Și când a venit în coace, ai văzut ce a făcut pe România. Venit, cu interviuri, cu țipă, pe tribune. Adică e... Asta a fost prima interacțiune cu el. Și aici când am semnat, a zis, aici era înainte de meci. El a prezentat înainte de meci, aveam un meci cu Copenhaga, cred că un meci mare, stadionul plin, și să-l prezinte pe el. Și aici era pe tunel, deci a venit și să intre pe stadion. Și eu ieșeam la încălzire aici. Și am ultimul, tot timpul aveam, să zic, superstiția asta, și am ultimul la încălzire. Nu că mă vedeam eu, îmi plăcea să ies ultimul, să-i bă pe toți că ies și pe aia să ies. Și el era acolo să pregătea de poze și mă duc la el și zic, ce număr ai, mă, ia? Arată numărul. Și zice, vrei tu numărul 10? Numărul meu 10. Și zice, hai, era fotograful și zice, hai, fă-mi o poză cu numărul 9. Că eu eram numărul 9 și el numărul 10. Bună. Hai să facem poză, numărul 9, numărul 10, atacant și mijlocaș, hai să facem poză. Și el a făcut poză și mi-a rămas. Uite, iar rămâi cu ceva, cu amintire și cu povestea asta. Da. Prima mea poveste cu Van der Vaart, l-am luat de gât, că vezi că ești pe locul meu. Aveam un pic chestia asta în mine, așa de aroganță, sau, dar o dădeam la glumă. Da. Niciodată să jignesc. Să-i fi permis cu el, și dacă știam că e, nu știam. Îți dai seama, era, mă puneam lângă, nici mă puneam lângă el, cred că mă puneam mai de distanță, mi-era rușine, dacă știam că el. M-aș fi pus să le iau de gât, că vezi că... Da. Dar l-a luat prietenește după gât, așa. Și cum vezi că stai pe locul. Ca românul, știi, băiatul. Ești român, nu? Da. De unde știi? Păi voi aveți tu pe ăsta. Și pe aia a început să mă povestească de Chivu, de Lobonț, la Ajax. Serios, da? Am vorbit mult de Zlatan, am vorbit mult că el a avut și probleme cu Zlatan mai... când erau la Ajax. Și am stat mult cu el. După antrenamente vorbeam foarte mult cu el. Am vorbit mult cu experiența lui de viață, cu la Real Madrid, că n-a povestit cu Cristiano, băteau lovituri libere și la Cristiano a bătut 10 lovituri libere la antrenament și a dat numai în plopi. Și a bătut el una și a dat-o în vincul și a zis la Cristiano așa să bate. Și următorul meci, prima lovitură liberă, bate Cristiano în vincul și zici, se întoarce la el, așa să bate în meci. I-a zis Van der Vaart. I-a zis Cristiano Van der Vaart. Că la antrenamente tu poți să bați, dar în meci așa să bate. I-a zis Cristiano lui. Mamă, și ăla. Da, și ăla e. Adică am avut niște dialoguri erau acolo, tu îți dai da foarte tare povestea. Băiatul, lasă-mă la antrenamente. Dai seama, a bătut Cristiano 10 la plopi. A spart mașinile prin parcare. Și a bătut el una și a dat în vincul. Că așa să bate, mă, și a plecat. Și el a rămas. Și la următorul meci, la fiert. Și la următorul meci, a bătut Cristiano direct în vincul, gol. Și uite, așa să bate în meci. Vamă, vamă, bun. Foarte bun, m-am înțeles cu el. Și acum încă mai ținem legătura și... Tot, uite, în Danemarca aici aveam ediție limitată. Ai apărut pe astea? Da. Ediție limitată, ediția mea, ca și cum. Da. Au fost 200 de copii doar. În orașul nostru, cu poza mea. Și lumea, într-o oră, s-a dat cap pâinea caldă. Ediția asta, că lumea era încântată că am eu poza cu mine pe coperta FIFA. O am acasă. Am și eu acasă, dar tot așa, eram șocat. Jucam înainte, n-am mai jucat de vreo 3 ani, m-am lăsat. Jucam înainte. Când eram în Danemarca, mă plictiseam, stăteam singur, mă jucam. Acum nu mai, nu mă mai atrage, nu mai îmi place, dar... Stai să apar pe copertă. Stai ca să fiu așa răutăcios. Stai să vezi de acum încolo. Bași de acum la FIFA. Acum doar să găsești ceva să fac. Și am apărut o copertă aici. Ei pe parte interesant. De marketing cum stăteau? Adică veneau oamenii, cumpărau tricouri, cumpărau... Da, aveau shop. Breloc, stadion, shop, aveau. Da, breloc, am acasă o grămadă, număr 9, Petre, fiecare... personalizat, puteai să cumperi tricouri, șepci, fulare cu numele jucătorilor, cu direct făcute. Ei vin cum se vine în străinătate, vin ca la un act social, așa ca la teatru, ca la o sărbătoare, adică mai mâncăm ceva înainte, luăm și copilul și soția dacă ei poate. Sunt foarte relaxați oamenii acolo.
N-au ai spus stres. De altfel că și dacă am caibătai 4-0... N-au niciun stres. N-au. Și ei, viața lor personală și când ieșai în oraș și vedeai cu de plăcere și fac munca lor fiecare, nu vede până nu-i supărat în cruntat. Nu sunt ironic, vorbesc serios. Și tu puteai să te adaptezi la viața asta? Da, noi românul ăla care, ăștia liniștiți, adică nu fierbeai un pic? Nu, deloc. Puteai, bine, te-a prins și la felul un meu, eu oricum felul meu sunt mai liniștit. Nu-mi place să ies. Și voi din partea alta a țării. Ardelean poate mai liniștit, mai calm. Da, contează. Adică m-am mulat te-ai după pupat, bravo, fost, te-ai pupat perfect cu stilul lor. N-am avut niciun stres. Șoferia la fel, nu auzi nimeni în trafic. Calm, liniștit, nu claxonează. Nu auzeai un claxon toată ziua. Nu auzeai nimic, nu auzeai... Era... Dacă ești din București, te nebunești. Dacă ești acum din cameră de te sperii ce acolo. Deci nu poți să rezist mă atât acolo. Foarte bun și pe marketing și pe știau să ridice jucătorul, dacă era un jucător mai special și așa, toată săptămâna îl promova, dacă dădea gol, punea postări cu mine toată săptămâna să mă promoveze. Altceva, altă mentalitate. Ia uite și aici. Uite, sunt în derby, da, cu derby. Da. Aici când ne-am bătut, a fost asta, când ne-am bătut 3-0. Scaunele astea goale. Foarte urât. Atmosfera urât rău. Și mai ales la televizor când se aude și microfonul ăla de ambianță lângă care urlă. Bă, da, eu bă, cu tare și se aude așa în continuu. Da, da. Nu e fotbal. Da, a fost mișto, am bătut 3-0 aici pe Dinamo în tur. Da, știi că toți mi-au zis, bă, și dacă mă înjură, dar vreau să fie acolo. Da. Adică nu, da. Azi fotbalul fără, la când intru știu că țipă unul la mine. Exact, fără suporteri. Da, fără, da. N-ai nicio, nu știu, nicio plăcere, nici, te ca la antrenament. Da, ca la... Da. Corect. Ce să-ți dorim? Noi știi aici că spunem așa că n-ai voie sănătate, că sănătate s-a dat, dar tu chiar ai voie, adică la ai nevoie. La tine, asta e cel mai important, știi? Acum, că toată lumea când întrebăm, băi, mulțumim frumos că ai venit, ce să sănătate. Stai, tată, că scăpați cel mai repede acea sănătate. Da. Dar tu chiar ai nevoie. În primul rând, bănuiesc că după sănătate, liniște. O lună, două, am trei, cinci. Am nevoie de liniște să-mi pun gândurile, că toate au fost toate așa, mai ales după ce o să apară și o să afle lumea, că n-a aflat nimeni. Adică doar familia. Iartă-ne, știi cum. Familia și tu. Să rămână mii de mulțumiri încă o dată. Îmi pare rău că... A fost... Da. Asta e, ți-a nu sunt primul, nu o să fiu nici ultimul care... Da, dar la 32 de ani altfel era. Băi, sunt și unii mai devreme, care au fost mai devreme din cauza accidentărilor, adică nu compar sau așa, dar uite și Van Basten, 28 de ani... Bine, da. Altceva. Da. Dar vreau să spun, din cauza asta n-a mai dus, n-a mai putut. A zis că, bă, mai bine... Au fost semnale în ultimii ani, au fost prea multe chestii. Nu ți-e ciudă un pic că medicina ar fi putut să te ajute? Nu poate, nu? Că la Van Basten cu 30 de ani? Mi-e ciudă că... Operațiile ai văzut cum erau, să cuseau așa și ziceai, Doamne, cine te-am să-i lapă? Și taie că mi-e operație și când te uiți la el zici că e... Fugi, adică te uiți, Doamne, cine te-a pusut acolo? Da. Bine, acum la tine e și chestia că, domne, să nu-ți afecteze sănătatea pe perioadă îndelungată după, adică gluma e glumă, sportul sport, da. Și dacă eram la univers, să zic... Să fi fost prin străinătate sau la un Liga 1 undeva departe, să zic, bă, sigur mă rezolv și trag și merge, că se merge. Dacă nu, mă duc la Liga 1, dacă nu... Da. Dar acum să ajung la Liga 2, Chiajna să zică că nu mai vrea. Unde pot să mă mai duc mai bine de atât? Pentru că dacă ei să uite, bă, nici acolo n-a jucat, nu, la rău să-l luăm la noi, o echipă mai bună, mă refer. Să mă duc la echipă mai slabă, să mă chinui. Nu, nu, aici ai drept. Ca să ce? Să ajung tot, dacă să iau decizia asta acum, sau peste 5 ani de chinuială. Și să nu mai ajung la alt nivel, o să-mi pară mai rău atunci, când am acționat mai repede, că am pierdut 5 ani când puteam să fac altceva. Corect. Așa am gândit mult chestia. Ce deschis covrigărie, ce deschis pălătorie auto? Am avut o pizzerie, acum vreo 3 ani, 4 în Arad. În Arad? Da. Și îmi place chestia asta. A fost așa, bine, am încheiat-o, nu, dar am învățat foarte multe chestii din treaba asta. Am învățat că îmi place. În Arad în primul rând, adică acolo, nu? Nu. La București. Rămâi aici. Rămân la București, da. Cu logodnica, că de două zile ne-am și logodit. Am auzit, să fie într-un ceas bun. Mulțumim. Adică încep ceva nou. Vreau să iau de la zero. Vreau să zic, bă, am avut curajul, pentru că poate multă lume n-are curajul ăsta, știi? Da. O iau de la zero, nu știu să fac nimic, deci pot să învăț să fac orice. Știi vorba. Mamă, cât e de bună e asta. Eu nu știu să fac nimic, dar pot să învăț. Voi ați fost într-o bulă, sportivii sunt într-o bulă, nu până în momentul în care ies la 35 de ani din ea. Pe tot, fotbal, de la 6 ani doar fotbal. Școala așa a fost la mine, mai când puteam. Fotbal, nu că lăcătuși, mecanic, să schimbi becuri, ok, astea pot, știu, că ai învățat ca bărbat, le înveți chestiile. Dacă ai o meserie, să-ți faci o meserie din altceva,
Bine, nici n-ai cum. N-ai cum. Plus că nici n-am pregătit chestia asta de câțiva ani să zic, păi uite, mă duc maxim. Da. Să am timp că mai mă duc un an în Arabia, dar știu sigur că în 2025, nu știu cât de anul. N-am plănuit. Că dacă eu aveam un plan, 35-36 să mă las și de la 30 așa să încep ceva. A fost tu întâi de toate trebuie să treci vorba ta, să spui ordine și să treci peste bariera peste asta un picuț, ăsta. Peste momentul ăsta. Peste eșecul ăsta sau, mă rog, peste faptul ăsta. Acum de două zile ai și lângă cine, nu că până acum două zile n-aveai, da? Acum ai mai... Da. Adică sunt liniștit. Mamă, ți-au venit toate așa? Adică și cu retragerea și cu logoda și cu... Bă, uite, pierzi ceva ca să câștigi altceva, știi? Asta a fost la mine acum. Am pierdut cariera, să zic, din fotbal, că poate mă apuc de altceva și o să fiu mult mai fericit, mult mai liniștit, cunoscut, sănătos decât am fost cu fotbalul până acum. Nu se știe, n-ai de unde să știe. Dar trebuie să pierd ceva, să câștig altceva. Am câștigat locul, liniștea acasă, tot ok, dar am pierdut într-o parte. Corect. Știi, s-a echilibrat ca și cum. Dar nu, ți-am spus, a fost decizie grea, pe mine o vezi zâmbind și mă vezi așa. În interior nu e așa. Da, asta e ca să ascund. Da, în interior nu e așa. Pentru adică, că doar eu și probabil când ești singur, cât mă consum și cât am suferit în ultimii 2 ani. Când ești singur nu mai ești așa de, știi? Da. Și e chiar deloc, să fie așa. În ultimii 2 ani am suferit mult. Și eu și familia și cine a fost pe lângă mine și au dat seama că bă, și au fost semnale de un an de zile, tot m-am gândit, bă, dar poate mai bine mă retrag, poate mai bine închid. Da, dar știi cum e, mai tragi. Și mai tragi și am zis, bă, hai că eram încă mai păcălim, știi, în sensul că păcălesc hernia, nu păcălesc sportul, hernia. Da. N-ai cum să păcălești fotbalul și... N-ai cum, că la vorba ta, la primul sprint și când te-ai oprit, acolo ai rămas. Da. Și am zis, bă, trag, îți Liga 1 încă, hai că poate mă revin, dau goluri. Adică am mai tras speranțe, dacă n-am ajuns deja Liga 2 și nici acolo, am zis. E destul. Corect. Încep, poate dau bine pe cameră, ne vedem. Încep acolo, în televiziune acolo. Încep în televiziune oricând ceva. Oricând noi aici suntem, la etajul 4 ne găsești. Încep ceva, mă duc la emisiuni din astea, la ce-mi plac minute, la Asia Express, la Survivor, mi-ar plăcea să mă duc la din astea. Păi da, vezi că acolo e și fizic. Păi e fizic, dar vreau să mă testez. Am înțeles. Alt tip de fizic e acolo. Nu e ca la fotbal. Nu e zi de zi, un an de zile. E o perioadă. Dar mi-ar plăcea, știi? Adică m-aș vedea, asta m-aș vedea făcând, să știi. M-aș vedea în televiziune. Dau bine pe cameră, să obișnui cu camerele. Fără probleme. Adică... Deci rămâi în București. Rămân în București, deci sunt aici, aștept. Deschizi la orice. Dacă deschizi, de exemplu, teren de sport sau ceva, nu ne chem, dar dacă e pe mâncare, să fim primii care ne chem. Da, degrabă să deschizi cu mâncare știi? Decât teren. Pe mâncare nu ne uita, adică să ne treci acolo la... Pe mâncare ești primul trecut, dar mai multe șanse sunt pe mâncare decât pe fotbal, pentru că e mult mai... M-aș vedea mai mult făcând chestia asta, știi? În afara fotbalului. Fotbal e greu. Sună-l pe Liviu Ganea, că el are cu burger, cu din astea, să-ți dea și câteva sfaturi. Vorbesc serios, că el învârte la alea. Acolo stă. Da. Liviu asta, Ganea, asta-și face. Dacă aș deschide ceva, aș fi acolo non-stop. Eu când m-am deschis pizzeria, eu nu eram acolo la ara. Da, eram la Constanța, era așa închis, știi? Nici experiență, n-aveam nici... Eu am deschis-o așa mai mult, să ajut familia, să ajută... Da, corect. Da, nu-mi pare rău, nu. Adică sunt deschis la orice oferte, aștept de la televiziuni, de la orice sunt deschis. Corect. Adi, mii de mulțumiri că ai venit prima dată la noi. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa, știi? Noi trebuie să scoatem, așa cum spuneam la început, fără să fim ipocriți, vizualizări dintr-o chestie neplăcută pentru un sportiv la 26 de ani. La mine vizualizările în ultimele 2 ani doar din negativ a fost, așa că pe mine nu mă deranjează chestia asta, știi? Da, dar aici... Nu va fi negativ, dar din păcate nu va fi nici ceva cu bucurie. Doar ce am văzut pe aici, mai de amintiri, ce am mai spus, da, chestii, astea, okay, astea cu ce am rămas dinainte de accidentare. După accidentare, doar... Bun, deci atunci terminăm așa. Mă uit în cameră, le mulțumesc prietenilor noștri de la Orange, cei care îi susțin pe pasionații de sport. Mă uit în cameră și zic așa, nu-mi face plăcere să facem click-uri din astfel de momente, pentru că e o problemă mai... Mai, știi, înțeleg, mai dureroasă, bun, dar îmi face plăcere că am vorbit cu Adi Petre cel până în 2021. E bine așa? Exact. Deci așa o terminăm rămâne, așa. Adi, mii de mulțumiri încă o dată. Mulți, mersi. Toate cele bune, dragi prieteni, cea mai irosită dintre toate zilele noastre, noi terminăm cu este cea în care n-am râs. Aici la tine nu poate fi vorba, dar cred că putem spune așa, cea mai irosită dintre toate zilele noastre e cea în care nu ne dăm seama că e un punct în care trebuie să ne oprim, pentru că din punctul ăla mai încolo ne facem rău. Exact. Și nouă fizic, și familiei și celor din jur. Cel mai bine spus. Am înțeles. Asta facem. Adică o dată mii de mulțumim și prietenilor de la Orange. Toate cele bune, numai bine, la revedere.